Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Onești din 25 octombrie 2017. Cunoașteți proiectul ordinii de zi. Dau citire proiectului ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna noiembrie 2017, inițiator Natiu Nicolae Primar. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017, inițiator Natiu Nicolae Primar. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 93 din 6 iulie 2017, privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unități de cult din municipiul Onești, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, inițiator Natiu Nicolae Primar. 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 105 din 31 iulie 2017, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din suportul Consiliului Local, precum și serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești, inițiator Natiu Nicolae Primar. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 30 martie 2017 pentru aprobarea regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea în folosință gratuită a unor spații pentru sediu sau alte activități persoanelor juridice constituite în temeiul ordonanței Guvernului numărul 26 din 2000 și aprobarea contractului de dare în folosință gratuită. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului rețelei stradale municipiului Onești. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil din administrarea școlii gimnaziale Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, Onești, în administrarea Consiliului Local al municipiului Onești. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării unui imobil la domeniul privat al municipiului Onești și darea acesteia în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 11. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea inventarului cu bunurile ce alcătuie domeniul public al municipiului Onești. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile de la administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Bacău în administrarea Consiliului Local. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești la unui spațiu situat în municipiul Onești, strada 8 martie numărul 22. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei numărul 5, listă inventar a componentelor sistemului de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești, la hotărârea Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate, a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SECRA VSA, aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente, a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a caietelor de sarcină ale serviciului. Inițiator Natiu Nicolae Primar. 15 diverse. Dacă sunt observații la proiectul ordinii de zi, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare, două procese verbale.
Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna noiembrie 2017. Inițiator Narciu Nicolae. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție, în ordine alfabetică, să fie ales președinte de ședință pentru luna noiembrie al anului 2017. Pentru buna desfășurare a ședințelor de Consiliul Local și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, precum și a legislației în vigoare. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Având în vedere prevederea articolului 35 din legea 215 pe 2001 a administrației publice locale, precum și al articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești, aprobat prin hotărârea de Consiliul Local 45 pe 2012, urmează să dispuneți cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de lună calendaristică, urmând ca acesta să-și îndeplinească atribuții din 1 noiembrie 2017. Raportul Comisiei de Specialitate. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Permite și contorul pe listă, domnul Sărcelic Adrian, sunteți de acord? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017. Inițiator, Narciu Nicolae, primar. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Modificările în structura bugetului local al municipiului Onești pe anul 2017 se impun datorită depășirilor de venituri la anumite capitole. Banii ce vor fi redistribuiți pentru suportarea cheltuielilor utilitățile, precum și pentru acoperirea serviciilor facturate de către SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. De asemenea, prin adresa numărul 984 din 2-10-2017, Clubul Sportiv Școlar Onești solicită alocarea sumei de 24.800 lei necesară organizării de către Primăria Municipiului Onești a competiției internaționale de judo Cupa Onești, care se va desfășura în perioada 24-27 noiembrie 2017 în Onești. Suma respectivă este prevăzută în bugetul municipiului Onești, la anexa numărul 11, la HL numărul 45, din 30 martie 2017. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Mulțumesc, doamnă. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative și anume legea administrației publice locale numărul 215 de 2001, cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 273 de 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, analize efectuate de organele de specialitate din cadrul Serviciului Buget Contabilitate, s-a constatat că există depășiri de venituri în sumă totală de 240.000 lei, după cum urmează 60.000 lei la alte impozite și taxe fiscale, 180.000 lei depășire înregistrată la venituri nefiscale. Cu această sumă se modifică și structura cheltuielilor din componența bugetului local al municipiului Onești. Modificările apărând la următoarele capitole la cheltuieli materiale. Capitolul administrației locale se suplimentează cu suma de 124.000 lei necesară pentru cazare, transport, bunuri și servicii. Capitolul ordine publică se diminuează cu suma de 174.000 lei. Capitolul cultură, religie, recreere se suplimentează cu suma de 71.000 lei, din care pentru finanțarea lucrărilor de pictură la Biserica Sfânta Maria Magdalena se alocă suma de 50.000 lei. Capitolul transportul se diminuează cu suma de 250.000 lei. Capitolul dezvoltare publică se suplimentează cu suma de 1.000 lei, necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu energie electrică, respectiv 200.000 lei, anileurile și alte cheltuieli 200.000 lei, precum și pentru acoperirea serviciilor facturate de către SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. 600.000 lei. Capitolul alte servicii se suplimentează cu suma de 4.000 lei, capitolul transferul caracter general se suplimentează cu suma de 60.000 lei, cheltuielile de personal se diminuează la capitolul ordine publică cu suma de 253.000 lei. Cu adresa numărul 984-2017, Clubul Sportiv Școlar Onești solicită alocarea sumei de 24.000 lei necesară organizării competiției internaționale de judo Cupa Onești,
care se va desfășura în perioada 24-27 noiembrie 2017 în Onești. Suma respectivă este revăzută în bugetul municipiului Onești, la anexa 11, la hotărârea de Consiliu Local numărul 45 din 30 martie 2017. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să decideți în consecință. Raportul Comisiei de Specialitate. Avizul Comisiei este favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Da, nu e o scăpare de-a mea, dar l-am lăsat prima dată să ia cuvântul. Cred că este de datoria mea să vă prezint persoana care mai devreme a avut expunerea de motive. Este nou director al Direcției Economice din cadrul Primării Municipiului Onești. Numele dumnealui este Tărungeanu Daniel. A obținut o notă, zic eu, foarte bună la concursul organizat de ANFP la București. Țin să-l felicit și pe această cale, să-i urez succes și să fie prezent pentru a ști în activitatea dumneavoastră de consilier local cu cine puteți lua, eu știu, relații, să vă clarificați anumite probleme vis-a-vis de problemele economice ale comunității. Mult succes, domn director! Supun la vot proiectul. Mai sunt discuții? Cu precizarea că sunt de acord, se acordă un credit noului domn director. O să am câteva observații vis-a-vis de acest raport al specialistului. Și constat, dincolo de cum este redactat, constat în primul rând că se plasează bine în Onești, că sunt bani. Asta înseamnă că ar trebui să-i mai zicem și în altă parte, nu numai la cheltuieli de funcționare. Dacă aveți curiozitate să luptați domnul primar pe planul de achiziții, să știți că acolo sunt doar 3 lucrări programate pentru anul 2017, din care două sunt ale antecesorilor. Deci poate mergem un pic și pe lucrări. Câteva obiecții concrete vis-a-vis de modul cum este redactat. Sincer, sunt câteva aspecte pe care eu nu le-am înțeles. Și o să vă spun că la capitolul 51 administrație se suplimentează odată bugetul cu 124.000 de lei, după care se diminuează același capitol 51.02 cu 120.000 de lei. N-am înțeles. Iar mai departe spune, alte cheltuieli se diminuează capitolul administrație publică cu 120.000 de lei, iar cheltuielile din anii precedenți cu suma de 222.000 lei. Este posibil să diminuezi bugetul anului precedent, să faci intervenție pe un buget executat și aprobat în cont de execuție? Sunt mai multe întrebări. Da, vis-a-vis. Păi adresați-le toate ca să vă și răspundă colegii, pentru că nu vreți să plecați de cine dumneavoastră. Da, păi le adresez, asta am să spun, că să le adresez și până o să aștept. Vis-a-vis de modul cum au fost distribuite, să spun, sumele încasate, suplimentare. Cred că va trebui, cu precizarea că am votat de fiecare dată bugetul, pentru că știu ce înseamnă să fii spre sfârșitul anului și să trebuie să acoperi multe cheltuieli. Am o sugestie, nu știu ce măsură o să țineți cont pentru bugetul anului următor, vis-a-vis de culte și biserici. Ținând cont de faptul că toate bisericile au lucrări în execuție, poate stabilim o regulă vis-a-vis de, știu eu, ce propun să realizez în anul precedent și să atribuim, să spun, un procent cât o să poată primăria la fiecare în mod egal. Eu văd că sunt discriminări, sunt de acord să le susținem, sunt investiții ale municipiului Onești și cred că ar trebui eu găsit o soluție să îi ajutăm procentual pe toți. Cred că așa este normal din punctul acesta de vedere. Și cu DPP-ul, nu vreau să vă spun, v-am spus eu, v-am întrebat totuși, domnule privat, când am aprobat bugetul DPP-ului, dacă va mai presupune rectificări și bani pentru DPP și a spus că nu. Acum mai avem bani la DPP și cred că o să mai fie. Mulțumesc. Referitor la biserici, mă simt nevoie să vă răspund. Două investiții mari le are primăria municipiului Onești, deci și Consiliul Local, vis-a-vis de culte, Catedrala Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh și Biserica Maria Magdalena. Vreau să vă spun că sumele pe care le-am avut disponibile pentru culte le-am împărțit în mod egal. Și anume, am impresiat pe 9.000 de lei către fiecare biserică, parohie, atenție, în mod egal, indiferent de că sunt catolici sau ortodoși. Iar sume, să zic, consistente am direcționat către sediul protopopiatului și către Biserica Maria Magdalena în acest an. Punct. Nu a făcut nicio discriminare. Toți vorbim de discriminări, pe aceea nu sunt persoane care îți fac discriminări în general. Și nici nu a făcut urechea la cei care invocă astfel de motive. Atenție. Da, sunt
Nu, mai sunt două biserici cu pictură în lucru, dacă e vorba de... Poate să fie 100 de biserici cu pictură. Mai sunt biserici cu lucrări în lucru, cu activități și cu investiții în lucru pe care Consiliul Local le-a susținut. De aceea cred că trebuie să existe un echilibru și să încercăm să-i ajutăm pe toți procentual cât se poate. Nu ați înțeles, încă o dată. Nu am înțeles. Toate bisericile din municipiul Onești au primit aceea sumă, punct. 81, 71, cât? Da, aceea sumă. Am spus aproximativ 2000 de lei. Toate bisericile. Nu toate bisericile. Dacă dumneavoastră știți mai bine ca mine... Păi Catedrala a primit alți bani, Maria Magdalena a primit alți bani. Nu înțelegeți? Nu. Știu că nu înțelegeți, încerc să vă explic. Două biserici... Două, nu toate. Două biserici încă sunt în patrimoniul poate Onești. Proprietatea municipiului Onești. Și anume, Catedrala, care a primit mai mulți bani, dar nu au fost încă cheltuiți, și Maria Magdalena. Punct. Acelea sunt investițiile municipiului Onești și este normal să primească mai mulți bani până vor fi finalizate. Celelalte biserici sunt finalizate ca și construcție și primesc bani pentru diferite lucrări în mod egal. Unde nu sunteți clarificate? La capitolul 6702, cultură, religie, recreere, se suplimentează cu suma de 71.000 lei din care se finanțează pentru finanțarea lucrărilor de pictură la Biserica Sfânta Magdalena se alocă suma de 50.000 de lei. Diferența se înțeleg că se duce la protoierie, că nu se precizează. Da, corect. Da, cred că mai este un rest care v-a scăpat și... Nu. Anul acesta nu mai avem bani pentru acest capitol încă. Să vedem dacă vom mai avea depășiri de venituri, mai discutăm. Dar sumele pe care le-am avut disponibile, încă o dată spun, le-am distribuit în mod egal și nediscriminat. Mulțumesc! Iar referitor la celelalte întrebări pe care le aveți, cred că și pot și sunt în măsură să vă răspundă colegii mei cu atribuții economice. Într-adevăr, la raportul de specialitate este eronată suma 120.000, este 124.000, iar anii precedenți se diminuează cu 222.000 pe patru capitole de cheltuieri. Pe cum anii precedenți, că a făcut o referire doamna consilier, că pe anii precedenți nu poți să faci modificări. Deci, la anii precedenți este o sumă care se prinde în contul de execuție. Sunt investiții multe anuale, spuneți ca să... Nu sunt investiții multe. Sunt bani care se depun ai anilor precedenți într-un cont al execuției bugetare la cheltuielile cu funcționarea la titlul 85. Acești bani sunt cu minus, iar ei, ca să nu scazi titlul de la personal sau de la materiale, poți să mergi cu ei cu plus și te duci suplimentezi celelalte capitole de cheltuieli. Se poate face asta după ce a fost aprobat contul de execuție? Da. Da. Alte discuții? Eu aș avea o întrebare cu suntem la verificare bugetară. Știu că la momentul la care s-a votat bugetul inițial, s-a alocat o sumă de bani pentru rețeaua de iluminat în anul mării. Dacă ne poate spune domnul primar în ce stadiu ne aflăm lucrările acolo, știu că nu s-a făcut nimic până la acest moment, dacă se va face ceva în cursul acestui an? În cursul acestui an, nu. Există, cel puțin asta am dispus către cei de la integrare europeană, există finanțare pe extindere iluminat public și îmi doresc ca investițiile să se facă atunci când se poate pe bani europeni și nu pe buget local. Bun. În acest sens, i-am rugat pe colegii mei să facă documentele, tocmai pentru extindere și modernizare iluminat public stradal în municipiul Onești. Haideți să facem lucrări. Oricum, bugetul știți cum este și cum l-am gândit împreună. Creșterile salariale știți cum sunt. Și știți și câți bani au mai rămas. În consecință, din bugetul local nu putem să facem decât cofinanțarea pe proiecte. Și foarte multe investiții în infrastructură, mai ales pe acesta, nu se mai pot face. Alte discuții? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?
Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 93 din 6 iulie 2017, privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unități de cult din municipiul Onești, aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Inițiator, Nativ Nicolae Primar. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 93 de 2017 s-a aprobat finanțarea de la bugetul local a unităților de cult și aparțin cultelor religioase recunoscute din România. Ținând cont de adresele venite din partea protopopiatului Onești și a Bisericii Mariei Magdalena Onești, prin care se solicită modificarea sumei alocate de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor începute la sediul protopopiatului Onești, precum și la finalizarea lucrărilor de pictură din cadrul Bisericii Maria Magdalena, propun modificarea sumelor alocate pentru cele două unități de cult astfel. Protopopiatul Onești să-i se aduce suma de 300.000 de lei și Biserica Ortodoxă Maria Magdalena Onești 58.000 de lei 500. 58.000 de lei 750. Mulțumesc. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următorilor acte normative, ordonanța de guvern numărul 82/2020 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, modificările și completările ulterioare, și legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, în anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local numărul 45/30/2017, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al municipiului Onești și având în vedere adresa numărul 45056 din 15.9.2017 a protopopiatului Onești, în care se solicită suplimentarea sumei alocate de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor începută la sediul protopopiatului Onești, precum și cererea numărul 52052 din 20.10.2017, prin care se arată necesitatea suplimentării sumei finanțate al lucrărilor de cultură de la Biserica Maria Magdalena Onești, propun suplimentarea sumelor alocate celor două unități de cult, suma totală de 150.000 lei, fapt ce impune modificarea sumelor alocate prin pagina 93 din 6-7-2017, astfel că punctul B și E din hotărârea menționată devine punctul B, protopopiatul Onești 300.000 lei, pentru reabilitare sediul administrativ din strada Adrian Comescu, numărul 1, municipiul Onești, și punctul F, parohia ortodoxă Maria Magdalena Onești, cu suma de 58.750 lei pentru continuarea lucrărilor de pictură a Bisericii Maria Magdalena. Față de cele menționate, vă rog să analizați și să decideți în consecință. Raportul Comisiei. Aviz favorabil din partea Comisiei. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? A spus și un cuvânt ca cel care sunt reprezentantul Parhiei Sfântul Nicolae, deci sunt părintele Ioan Bertan, părintele Sfântul Nicolae Onești. Iar ceea ce vă prezint este o problemă a Parhiei Sfântul Nicolae, este o problemă a capelei care o avem în construcție și o capelă care este o necesitate a întregii urme. Deci ea nu este o necesitate a Parhiei Sfântul Nicolae. Ca să fiu mai explicit, vă pot da un exemplu. Ieri a fost depus și în capela veche, capela care s-a făcut acum 20 de ani, de Părintele Pașcu. Atunci nu era necesară o capelă, pentru că toți erau ținuți acasă, toți cei care plecau din jurul nostru, și a fost făcută în condițiile celor de atunci. Ea a prins foarte bine și este foarte binevenită, dar acum, conform noilor norme și a unor inspecții făcute de la Sanepid Bacău, au aflut să ne închidă pentru că au spus că ea nu mai corespunde actualelor cerințe, respectiv a unei legi în scap, acum dată în noiembrie am trecut de către guvernul de atunci. În acest sens, acum 2 ani jumătate, ne-am pornit, după ce a făcut inspecția, de a face rând de toate avizele pentru demersurile pentru începerea unei noi capene.
Biserica Sfântul Nicolae fiind monument istoric și singurul monument istoric din oraș, ne-am confruntat cu foarte mari probleme, dovadă că 2 ani și jumătate au durat obținerea acestora vizi, dar a reușit, Dumnezeu ne-a ajutat. Vă mulțumesc că ne-ați acordat și avizul pentru construcție și am început-o. În schimb, ne confruntăm cu probleme foarte mari, pentru că Ministerul Culturii, prin Comisia de la Iași, care ne-a refuzat, la un moment dat, 3 proiecte ale capelei, ne-a obligat ca această capelă să o introducem în pământ 3 metri. Spunând că dacă este la suprafața, la nivelul Bisericii Sfântul Nicolae, ia fața monumentului istoric. Așa am făcut. Am avut încercări, pentru că locul în care s-a stabilit a fi ea construită, s-a nimic a fi chiar în albia, fosta albă istorică a râului Tunț. Încât am numit în Bolovăniș, a trebuit să escavăm foarte mult Bolovăniș acolo ca să putem să ajungem la acea cotă pe care ne-a cerut-o cei de la Comisia de la Cultură. În actual, capela este dedicată, am trebuit cu secențură, am azi materialul pentru lemnos, pentru acoperiș. Mergem înainte, vrem să facem ceva frumos, ceva care să ne reprezinte, pentru că, îmi permit să fac o paranteză, acolo îi depunem pe cei dragi noștri și cred că modul în care vor fi depuși, prin modul în care vor fi așezați acolo, e de fapt un semn al recunoștinței, al dragostei și al autorului pe care noi îl purtăm față de ei. Capela, vă mulțumim că ne-ați ajutat și ați fost mereu alături de noi. Am reușit să ne încadrăm până în acest moment, dar vrem ca până în iarnă, timpul este destul de scurt, să și acoperim. Ne confruntăm cu probleme financiare. Văd că și la nivel de urme sunt și vă înțelegem. Trăim aici și vedem pulsul urbei. De aceea apelează dumneavoastră, dacă se poate, cât se poate, cum puteți să ne mai ajutați pentru a o putem măcar să o acoperim în iarna aceasta. Înainte de a fi judecat și de a fi judecat, vrem să fim înțeleși și chiar vreau să mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri că de fiecare dată am găsit înțelegere la dumneavoastră, iar ne-a sunat primar în mod special pentru că niciodată nu ne-a refuzat și a fost alături de noi, când spun de noi, cu Biserica Sfântului Nicolae și cu ceea ce avem în construcție, încât putem să fim la punctul în care suntem. Singuri, sincer să fiu, nu am fi putut ajunge nici pe parte cu misiunea. Vă mulțumesc pentru înțelegere și speranța că al meu cuvânt va reuși să miște un pic temerile dumneavoastră, având în vedere că, repet, ceea ce fac este o necesitate a orbei noastre, a orbei oriștiului, și sunt călăuzit în simul cuvânt. Trebuie să merg mai departe. Ceea ce am început trebuie continuat și, bineînțeles, terminat. Termenul pe care mi l-a dat cei de la Senebit, îmi pare rău că n-am adus, dar voi pot pune la expoziție, procesul verbal pe care mi l-a făcut, este anul viitor, în mijlocul verii, august, septembrie. Nu știu dacă ne vom încadra, dar faptul că suntem pe punctul de construcție și pe punctul de lucrări care merg în continuare, atunci finalizarea o putem duce mai departe. Vă mulțumesc. Da. Știu problemele de acolo. După cum a spus și doamna consilier, vedeți că nu pot să tratez pe toți chiar în mod egal. E clar că la biserica, la parohia Sfântul Nicolae, n-am făcut o discriminare. În sensul că înțeleg acea prioritate și în acest sens am, cu grija Consiliului Local, am direcționat niște sume până în acest moment pentru a realiza această capelă, înțelegând caracterul de urgență al realizării investiției. Ce vă pot spune acum este că în acest moment e clar că proiectul numărul 3 a și trecut și nu-l mai puteam suplimenta cu sume de bani, pentru că în acest moment nu avem sume de bani pe care să le direcționăm în această direcție. Dar îmi iau angajamentul vis-a-vis de dumneavoastră și față de domnul consilier ca în următoarea lună, alături de direcția economică, să vedem cum stăm cu încasările, cu veniturile la bugetul local și în eventualitatea în care există contextul favorabil, în următoarea ședință de Consiliul Local să venim cu o propunere, eu să vin cu o propunere către domnul consilier pentru a suplimenta suma alocată în acest an în scopul continuării lucrărilor la capela mortuară de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae. Înțeleg problema, acordăm atenție, acum să ne ajute Dumnezeu să și colectăm bani pentru a putea susține acest proiect. Eu vă mulțumesc pentru susținere în primul rând și eu mulțumesc. Pe sănătate. Mulțumesc.
Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 105 din 31 iulie 2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești. Inițiator, Nasim Nicolae, primar. Aveți cuvântul, domnule primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru îmbunătățirea, eficientizarea și asigurarea funcționării compartimentelor unde vor avea loc modificări în vederea armonizării activităților compartimentelor cu obiectivele specifice propuse de acestea, derivate din obiectivele generale ale primării municipiului Onești, propun următoarele modificări în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești. La cabinetul primarului, două posturi contractuale vacante de consilier gradul 1A și referent treapta 1A în cadrul direcției tehnice a domeniului public și privat, serviciu fond locativ, contracte și controlul asociațiilor de proprietari, propun transformarea două posturi de contractuale vacante în cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Onești, la Direcția Urbanism, compartiment cadastru și registru agricol, propun înființarea unui post contractual de consilier deputat. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Prin referatul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului se solicită modificarea sau introducerea unor funcții în statul de funcții aprobat în HCP. Termenul juridic este dat de prevederile articolului 36 al alineatul 2 litera A din legea administrației publice locale, potrivit cărora Consiliul Local aprobă în condițiile legii la propunerea primarului înființarea, organizarea și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului. Astfel se propun prin nou stat de funcții modificări cu privire la posturile aferente cabinetului primarului, transformarea funcției contractuale din consilier gradul 1A în funcție contractuală consilier deputat, transformarea unei funcții de referent gradul 1A în consilier deputat, la direcția tehnică, transformarea unei funcții contractuale vacante de administrator în funcție de contractuale de subvenționat gradul 1A. Și la creștere de urbanism se înființează un post aferent funcției contractuale de consilier deputat. Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre supus de toate îndeplinește condițiile de legalitate. Raportul comisiei. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 30 martie 2017 pentru aprobarea regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea municipiului Onești. Inițiator, Nasim Nicolae, primar. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că în exercitarea atribuțiilor privind administrarea domeniului public și privat prevăzute de legea numărul 215 pentru 2001, administrații publice locale, Consiliul Local hotărăște închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, propun modificarea articolului 7 alineatul 2 de regulamentul ce stabilește modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu în sensul că ordinea de prioritate propusă de Comisia de Analiză să fie aprobată de către Consiliul Local la propunerea primarului. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Cam același lucru aș fi vrut să spun. Deci, având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați prezentul proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 7 din alineatul 2 din regulamentul de acordare a locuințelor de serviciu, aprobat prin HCL 41 din 2017. Raportul comisiei? Raportul comisiei este favorabil. Și comisia urmă un calcul de aviz favorabil cu majoritatea. Discuții pe marginea proiectului? Poftiți, domnule consilier Rene. Eu cred că modificarea este binevenită, în sensul ca Consiliul Local să fie cel care aprobă această listă de priorități în resartizarea locuințelor de serviciu. Mi s-a propus o listă, am văzut, de priorități stabilită de comisie, nu că n-aș avea încredere membrii acestei comisii, mai ales că din acești membri
Am văzut că a făcut parte și o fată care este foarte competentă, este vorba despre Toma Raluca, pe care noi așa o considerăm. Deci nu că n-am avea încredere în obiectivitatea membrilor, dar dacă tot ni se propune, dacă tot vom stabili că Consiliul Local să fie cel care să valideze această listă, cred că ar trebui ca în această comisie să facă parte și un membru al Consiliului Local. Da, așa mi se pare corect, pentru că sau Consiliul Local să aibă un membru care să participe la procesul de analiză și atunci va fi mai simplu, zic eu, ca, și va fi mai normal ca Consiliul Local să voteze în... În acest sens vă și propun să facem o propunere și să o votăm, pentru că și eu cred că e un lucru binevenit. Haideți să v-am întrebat, nu prea să ne obișnuiți. Mai aveam, am văzut că în această listă este, de priorități este și domnul Alexandru, da? Da, da. Am văzut și eu că au circulat pe Facebook prin diferite articole că de fapt i s-ar fi repartizat o locuință de serviciu fără să fie așteptat avizul Consiliului Local. Voiam să întreb dacă sunt adevărate, asta vreau să spun. Dacă sunt adevărate acestea. Dar suntem aici la adevăr sau provocare la aceste lucruri? Ce? Domnul primar, să dau o declarație în acest moment. Că aș fi zis și dumneavoastră, și pe Facebook, și... Da, nu, haideți să facem treabă și să-i lăsăm pe și după părerea mea, modificarea s-a făcut în urma acestor articole, să zicem. Nu, e exclus. Și este corectă modificarea. Nu, nu s-a făcut în urma acestor articole. Și să vă spun un lucru. Până acum, de ce nu a fost acest proiect? Pentru că nu am avut locuințe de serviciu pe care să le atribuim. Știți că tot prin votul dumneavoastră am schimbat statutul acestor locuințe de locuințe de... nu știu, protocol sau cum vreți să le spuneți, în locuințe de serviciu. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru a le folosi și primăria, Consiliul Local, să aibă beneficii, adică să câștige bani. În primul rând nu erau întreținute pentru că se ocupau foarte rar. N-are rost să mai discutăm pe ce criterii erau atribuite și nu știu ce să spun asta. Pentru că pe mandatul meu de primar, nu știu dacă s-au întâmplat astfel de lucruri. Dar haideți să-i lăsăm pe cei care critică să critique în continuare că sunt plătiți să facă lucrul ăsta și noi să facem treaba până atunci. Și critica, să știți că e bună și constructivă. Ideea este următoarea. Este de bun simț și așa am considerat Consiliul Local trebuie să aprobe această listă pentru că nu sunt locuințele nici ale primarului și nici ale vreunui membru din comisie. Este un bun care aparține comunității, în consecință de cauză, Consiliul Local trebuie să-și dea cerul pe o listă de propuneri pe care o nevând o propune primarul, pentru că primarul primește solicitări în acest sens. Eu le dau spre analiză comisiei și în urma analizei, procesului de analiză a comisiei, vin cu aceste propuneri în fața dumneavoastră pentru a le aproba sau nu. Punct. Să înțeleg că se dorește modificarea regulamentului. Nu, haideți să modificăm acest proiect. Să modificăm, nu știu dacă proiectul, de fapt e vorba despre decizia prin care am nominalizat comisia, dar ca să nominalizăm un membru din Consiliul Local în această comisie, cred că ar fi bine să-i dăm și un vot. Și aș modifica această hotărâre de Consiliul Local, suplimentând cu să spun, completarea ei cu numirea unui reprezentant al Consiliului Local în cadrul comisiei și acest reprezentant să fie votat acum. Da. De ce am întrebat? Pentru că acea dispoziție de primar care nominalizează comisia are mult mai multe atribuții decât cele de, inclusiv de prelungirea contractelor, deci implică o muncă activă aproape de zi cu zi. Alături de compartimentul de specialitate. Prezența unui consilier local, nu știu dacă va putea fi zilnic. Eu am spus că numai în comisia de selectare. Acea comisie de selectare a și de stabilirea oamenii de prioritate. Are mai multe atribuții. Haideți, domnul secretar, haideți să facem această completare, pentru a nu se... să nu cădem în partea cealaltă, să creadă cineva că e vreun, Doamne ferește, ascunde. Haideți să facem propunerea și acel consilier nu are decât să își desfășoare activitatea în cadrul comisiei și să muncească cât e nevoie în acest sens. Este o propunere a Consiliului Local pe care eu mi-o asum. Ce
Ce vă rog, fiecare formațiune politică care dorește să facă propunere și să votăm propunerile făcute, cine obține cele mai multe voturi, dacă e o să fie cazul, rămâne reprezentantul Consiliului Local în această comisie. Domnul primar, dacă îmi permiteți, vă rog, în acest sens ar trebui modificat regulamentul acestei comisii. Prevăzut în regulament că un membru, în mod obligatoriu, va fi dintre reprezentanții Consiliului Local, votat în... Și atunci e de preferabil să, dacă sunteți de acord cu acest amendament, să prindem articolul 7, care spune stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuinților de serviciu se face de comisia pentru analiză stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinților. Comisia va fi numită ordinea de prioritate propusă, mă rog, modificarea care este. Comisia va fi numită prin dispoziția primarului și va face parte un consilier local numit prin vot. Corect. Trebuie să facem modificarea regulamentului. Dacă facem ca și amendament și propus de domnul Ien, da. Președinte de dumneavoastră. Da, da, da. Da. Eu am făcut, da, un amendament. Dacă este în sfârșit de... Da, da, da. El asumați amendamentul, că trebuie să modificăm regulamentul în sensul... Da, eu îl sfârșesc. Deci va fi prins de maniera asta, o să-l analizăm mai atent. Comisia asta, Comisia pentru analize și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinții, va fi numită prin dispoziția primarului municipiului Ionești, din care va face față, în mod obligatoriu, un consilier local numit prin vot secret. În vot. Secret. Prin asta înseamnă să facem o pauză, dacă vreți să votăm astăzi. Da, eu zic să votăm astăzi. Facem buletine de vot. Pentru că trebuie să atribuim locuințele și n-are rost să... Și atunci, în continuarea hotărârii, va interveni un articol. Articolul 2 va deveni articolul 3 roman și articolul 2 se nominalizează din partea Consiliului Local ca membru în comisie pentru... Și vedem rezultatul votului secret. Haideți să luăm o pauză, facem propuneri, votăm și să... Păi nu, dar faceți întâi propuneri și apoi pauza pentru a putea redacta buletinile de vot. Domnul președinte, poftiți, domnul. Eu nu înțeleg ce cu precipitarea asta și cu graba asta. Avem o comisie înființată printr-o dispoziție de primar. Avem un regulament de atribuire. Încercăm să modificăm regulamentul de atribuire pentru un amendament care ar trebui să influențeze și dispoziția primarului. Facem altă comisie, adică mi se pare un pic amestecat și nu văd de ce e atât gravă. Părerea mea e că trebuie făcut proiect separat. Așa văd eu lucrurile. Asta e solicitarea, eu dau puțin dacă există. Deci am spus că ar fi bine ca, ca un membru în această comisie de stabilire a acestei ori de preferință să fie un consilier. Dacă nu sunteți de acord, nu, nicio problemă. Nu, vorbeam strict procedural, domnul avocat. În sensul că dacă comisia s-a înființată prin dispoziție, putem să modific prin HCL. Această comisie, putem spune, este înființată prin ordinul primarului, prin dispoziția primarului și prin hotărârea Consiliului Local care va numi un consilier. Da, lucrul ăsta a fost amendat. Este dacă domnul primar și-a însușit amendamentul. Rămâne acum să faceți propunerile pentru persoana care va avea în comisie și după intrarea hotărârii de vigoare să vă modificați dispoziția primarului cu această persoană. Așteptăm propunerile. Domnul. Alte mai sunt alte propune? Puțin atenție, vă rog. S-a făcut o propunere, mai sunt altele. Nu, haideți să... Trebuie vot să fie. Vot la persoas. Gândiți-vă că acele comisii vor avea repartizat anumite contracte, anumite repartizări, pot fi atacate în instanță, vor să fie, nu știu, vot. Da. Haideți să facem vot secret atunci ca să nu avem conflictul de procedură. Pauză 10 minute. Repet, de fapt, repet. Procedura de vot bănesc o cunoaște, spuneți tabila închinată de persoana pe care vreți să o desemnați, de fapt singura nominalizare, dacă nu o veniți, nu puneți tabila. Nu,
Thank you.
nu era lista. E primul gen din setul 2, da, 6-0. Domnule, ne-am o întrebare, nu vă spărați. Dumneavoastră ați votat? Nu. Sunt 20 de voturi și din întrebăm acum. Cine nu v-a votat sau nu v-ați votat? Nu am votat. Da, corect. Număr de voturi exprimate 20, voturi pentru 20, abțineri 0, împotrivă 0. Nominalizat în comisie domnul consilier Iene Gheorghe. Supunem la vot proiectul de hotărâri cu modificările făcute. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 în vederea repartizării prin închirierea locuințelor de serviciu aflate în proprietatea municipiului Ionești. Inițiator, Nafiu Nicolae Primar. Aveți cuvântul, domnule primar. Mulțumesc. Prin HR numărul 179 din 21-12-2016 s-a aprobat stabilirea destinației ca locuințe de serviciu a unor apartamente din strada generală Radu Rosetti, municipiul Ionești. Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile un număr de 8 locuințe de serviciu, se impune repartizarea acestora în conformitate cu condițiile prevăzute în regulament, anexă la HCR numărul 41 din 30-3-2017. Astfel, pot beneficia de locuințe de serviciu până la dobândirea unei locuințe proprietate personală municipiului Ionești, angajații din administrația publică locală a municipiului Ionești și din instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în coordonarea acestei. Compartimentul de specialitate. Locuințele de serviciu aflate în administrarea unității administrative teritoriale vor fi repartizate cu prevedere de regulamentului privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu din anexa la HCL 41/2017. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea fiecărui dosar pentru atribuirea unei locuințe de serviciu depus la Registratura Primăriei Ionești, întocmind următoarele documente. Lista solicitanților pentru atribuire locuințe de serviciu, lista solicitanților care au acces la locuința de serviciu, lista solicitanților care nu au acces la locuința de serviciu, lista de prioritate pentru acordarea locuinței de serviciu. În conformitate cu regulamentul privind modalitatea de acordare a locuințelor de serviciu, Comisia Socială de Analiză a întocmit, potrivit ordinii de prioritate, lista solicitanților care au acces la locuința de serviciu, anexa numărul 1 la prezentul raport de specialitate. Având în vedere aceste aspecte relatate mai sus, propun Consiliului Local Ionești spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea unor locuințe de serviciu situate în municipiul Ionești, strada generală Radu Rosetti. Raportul comisiei? Aviz favorabil. Și comisia aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea în folosință gratuită a unor spații pentru sediu sau alte activități persoanelor juridice constituite în temeiul ordonanței Guvernului numărul 26 din 2000 și aprobarea contractului de dare în folosință gratuită. Inițiator, Nahmin Nicolae Primar. Aveți cuvântul, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru aplicarea unui tratament transparent și nediscriminator, organizațiile non-guvernamentale Consiliul Local Onești a adoptat pentru HL numărul 101 din 16-8-2016 regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru evaluarea și selecționarea ONG-urilor care solicită atribuirea unui spațiu necesar desfășurării activității, precum și a criteriilor de evaluare a solicitărilor în vederea scrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință din proprietatea municipiului Onești. În urma verificării documentelor depuse în susținerea cererilor, Comisia de Verificare a constatat că dosarele care au întrunit criteriile de eligibilitate impuse de regulament pentru care se poate face evaluarea pe baza criteriilor de selecție aparțin asociației Clubului Sportiv OK Sport Onești și Asociației Municipale a Pensionarilor Onești, de pentru care am propus prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Comisia de specialitate din cadrul aparatului primarului, stabilit în poziția numărul 1324 din 2016, a procedat în conformitate cu criteriile de eligibilitate și selecție prevăzute în HL 101 pe 2016, anexa numărul 1, la verificarea dosarelor depuse de la Registratura Primăriei Onești cu privire la atribuirea în folosință gratuită a unor spații către ONG-uri. Comisia mixtă, constituită prin HL 101 pe 2016, prin procesul verbal numărul 26.775 din 2017, a stabilit următoarele ONG-uri eligibile pentru atribuirea unor spații. Asociația Clubului Sportiv OK Sport Onești și Asociația Municipală a Pensionarilor Onești. Prin prezentul proiect de hotărâre se dorește aprobarea listei de prioritate pentru atribuirea unor spații, precum și atribuirea în folosință gratuită a spațiului din strada Perchiului numărul 3, aparte Asociației Clubului Sportiv OK Sport Onești și a spațiului din strada Republicii numărul 43, etaj 3, Asociației Municipale a Pensionarilor din Onești. Având în vedere condițiile prevăzute de lege, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Raportul Comisiei. Aveți favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Poftiți, domnul consilier. Mulțumesc. Am cerut dimineață colegilor de la domnul secretar colegilor juriste HCL-ul prin care s-a nominalizat comisia. Am primit-o acum câteva minute și vă mulțumesc. Vreau să întreb pe doamna președinte dacă câteva chestiuni. Când se convocă comisia, care sunt criteriile de invitație a membrilor la comisie, de câte ori a fost convocată până acum? Da, vă răspund. Comisia se întâlnește semestrial. S-a întâlnit anul trecut în luna noiembrie și anul acesta. Secretariatul comisiei trimite adrese la fiecare asociații care solicită așa ceva, această documentație. Și membrii comisiei cum sunt invitați? Tot la tărți. Ați fost și dumneavoastră invitați și convocați. Și nu ați fost prezent. Unde a fost convocat? Anul trecut în noiembrie, doamna de acum. Eu nu fac parte, eu fac parte din comisia mixtă. În noiembrie v-ați întâlnit și ați stabilit binecuvântați copiii. Da. Domnul consilier, și am ăsta... Și domnul Sergent, ați fost invitat? Da. Da. Și am fost acolo. Și ați fost. Și domnul Sergent. Au fost niște reșepții. Dar vreau să vă spun că și eu fac parte din comisie și mă bucur să primesc invitații. Totuși, cred că invitațiile le face secretariatul, nu președintele comisiei. Nu sare la apărarea doamnei viceprimar, dar așa nu se pare firesc. Doamna vice la telefon astăzi. Nu? Nu știu atunci, dar asta nu s-a făcut acum, s-a făcut o nouă ședință? Nu. E în baza cererii de anul trecut? Da, aia de anul trecut, în luna noiembrie. Știu
Da, mă surprinde că abia acum vine pe ordinea de zi. Adică se întâlnește semestrial odată pe an. Și apropo anul viitor. Găsiți-vă treaba în comisie, nu vă jucați. Da, da. Alte discuții? Asta e ideea. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului rețelei stradale a municipiului Onești. Inițiator, Nacu Nicolae, primar. Mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre propun aprobarea nomenclatorului rețelei stradale, care include date referitoare la denumirile tuturor străzilor, anul dării în folosință și încadrarea lor după caracteristicile tehnice, lungime totală, suprafață totală, tipuri de îmbrăcăminte, categoria funcțională. Nomenclatorul rețelei stradale întocmite compartimentul de specialitate respectă criteriile stabilite de legislația în vigoare și este prezentat în anexă la prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca drumuri comunale, drumuri vicinale, drumuri ce deservesc mai multe proprietăți situate la limitele acestora, străzi, drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire, stradă, bulevard, strale, chei, splai, șosea. Străzile din localitățile urbane se clasifică conform ordinului Ministerului Transporturilor, coroborat cu articolul 9 din Ordinul Guvernului numărul 43 din 1997, privind regimul drumurilor în raport de intensitatea traficului și de funcțiile pe care le îndeplinesc astfel. Străzi de categoria 1, care se mai numește și magistrale, străzi de categoria 2, de legătură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit, străzi de categoria 3, colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirigează spre străzile de legătură sau magistrale. Străzi de categoria 4, de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale în zonele cu trafic foarte redus. Temeiul legal al demersului nostru constituie prevederile următoarelor acte normative, Ordinul Guvernului numărul 43 din 1997, actualizat privind regimul drumurilor, Ordinul Ministerului Transporturilor numărul 49 din 1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, legea numărul 215 din 2001 a administrației publice. Față de cele prezentate, vă rugăm să dispuneți. Raportul comisiei a fost favorabil și din partea comisiei. Și doi, pe marginea proiectului. Doar o întrebare. Dacă sunt identificate străzi noi sau dacă sunt redenumite, știu eu, anumite străzi? Se clasifică străzi. Spuneam, s-a făcut o clasificare funcțională în raport de intensitatea traficului și de funcțiile care le îndeplinesc aceste străzi. Nu sunt străzi noi. În plus, avem în nomenclatorul rețelei stradale lungimile totale, suprafețele, tipuri de îmbrăcăminți și, cum spuneam, categoria funcțională. Ok, alte discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui imobil din administrarea Școlii Gimnaziale Sfântul Voivod Ștefan cel Mare Onești în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești. Inițiator Nicolae Ignatiuc, primar. Vă mulțumesc. Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale Sfântul Voivod Ștefan cel Mare din Onești, prin care ne comunică că imobilul unde a funcționat grădinița cu program normal numărul 6 din strada Omachie nu mai poate fi administrată de către unitatea școlară, deoarece activitatea acestei grădinițe a încetat, pentru valorificarea imobilului și pentru a evita generarea unor costuri suplimentare în cazul în care ar rămâne acest parc nefolosit, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Onești, proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit dispozitor Legii Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului, conform articolului 36, litera C, iar alineatul 5, litera A, se apreciază faptul că acesta hotărăște darea de administrare, concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului după caz. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local Onești a aprobat prin HCL numărul 3 din 16 ianuarie 2012 darea administrației unităților de învățământ cu personalitate juridică a clădirilor proprietate publică a municipiului Onești, în care acesta își desfășoară activitate. Prin adresa numărul 1383 din 7-9-2017, Școala Gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare solicită preluarea clădirii fostei grădinițe cu program normal numărul 6, situată în strada 8 martie numărul 22, deoarece, din cauza lipsei de preșcolar, grădinița a fost desființată, iar spațiul trebuie să revină proprietarului de drept, adică Consiliul Local. În temeiul celor prezentate, propun aprobarea proiectului în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raportul Comisiei. Favorabil și Comisia 1. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării unui imobil la domeniul public privat al municipiului Onești și darea acesteia în folosință grabită Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Inițiator Nicolae Ignatiu, primar. Aveți cuvântul, domnule primar. Vă mulțumesc. Având în vedere solicitarea Inspectoratului General al Poliției Române prin Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, depunere la dispoziția imobilului în suprafață de 68,69 metri pătrați din Comuna Glăvănești, imobil în care își desfășoară activitatea postul local de poliție Glăvănești, se impune analiza și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Glăvănești a prezentului proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 68,69 metri pătrați pentru o perioadă de 10 ani, se impune atestarea acestui imobil din domeniul privat al municipiului Onești și aprobarea modelului cadru al contractului de comodare. Îmi vine să și râd când citesc proiectul ăsta și cred că înțelegeți cu toții de ce, dar o anomalie așa pe care o întâlnim în administrația publică locală. Da. Compartimentul de specialitate. Inspectoratul Județean de Poliție Bacău solicită punerea la dispoziție cu drept de folosință gratuită a unui imobil în Comuna Glăvănești, în care și-a desfășurat activitatea de utilitate publică până în prezent, sediul postului local de poliție Glăvănești, trecut prin HCL 19/2000, din administrarea SC Unedire sau Onești, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești. Având în vedere dispozițiile codului civil coroborate cu legea privind bunurile de proprietate publică, legea administrației publice locale și legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române, propunem darea în folosință gratuită a imobilului cu destinația de sediu al postului local de poliție Glăvănești pentru o perioadă de 10 ani, aprobând și contractul de dare în folosință gratuită care prevede condițiile în care titularul dreptului de folosință gratuită poate poseda, folosi și dispune de bunul credințat. Propunem aprobarea proiectului în forma prezentată, urmând ca, ulterior aprobării, să se procedeze la încheierea contractului de dare în folosință gratuită și a protocolului de predare primire acestuia. Raportul Comisiei. Aviz favorabil din partea Comisiei. Discuții pe marginea proiectului. Abonare. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 11. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești. Inițiator Nicolae Ignatiu, primar. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre propun completarea și modificarea inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești, deoarece s-a constatat lipsa unor imobile de interes public local din inventarul patrimoniului municipiului Onești, precum și faptul că la efectuarea măsurătorilor topografice de precizie au apărut diferențe între situația reală a unor imobile față de situația menționată în inventar. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate.
În acest moment se impune reacționarea inventarului datorită necesității aprobării unor poziții, reevaluarea unor construcții și terenuri, schimbarea dreptului de administrare a unor bunuri, atestarea unor faptor imobile la domeniul public, neconformanțe apărute între caracteristicile tehnice ale unor imobile acestate și de rezultate de realizarea documentației cadastrale și care reflectă realitatea din teren. Prin acest proiect de hotărâre se propune completarea inventarului domeniului public al municipiului Onești cu alte 11 bunuri de interes local, anexa 1, care cuprinde 11 bunuri de interes local, completarea cu alte bunuri, completarea... Vorbiți mai aproape de microfon, vă rog, nu prea se aude. Completarea cu înscrisul altor bunuri, respectiv pozițiile 298, 299 din anexa 3 la hotărârea postului local numărul 41 din 2003, respectiv atelier, post puncter, numărul 37, strada Arge, după grup fără nume, suprață construită 235 de metri pătrați, teren avem 248 de metri pătrați, valoare de inventar 178.575 lei. Atelier, post puncter, numărul 38, strada Alexandru Iauduza, suprafață construită 233 de metri pătrați, anexă 6 metri pătrați, suprafață teren avem 250 de metri pătrați, valoare de inventar 39.079 lei. Față de cele prezentate mai sus, cu articolul 36 din legea 891, legea 215/2001, administrația publică locală și 213/98, proprietatea publică, propune Consiliul Local să aducă proiectul de hotărâre. Raportul Comisiei. Aviz favorabil din partea Comisiei. Discuții pe marginea proiectului. Domnul președinte, să vă rog să-mi permiteți, ca urmare a raportului Comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public, proiectul de hotărâre, de fapt, cum observați, a fost modificat. Da. Aveți în față forma modificată, în sensul că a fost retras o serie de obiective pentru a fi clarificate situația acestora. Și urmează, ca probabil, în toată ședință să fie supusă dezbaterea dumneavoastră. Alte discuții? Supunem la vot proiectul modificat. Cine este pentru? Cu anexa. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 12. Am rugămintea, așteptăm să vină acea adresă de la spital, înțeleg că a fost trimisă, e o chestiune de minute. Haideți să lăsăm proiectul 12, dacă sunteți de acord, după cele două care au rămas, ca să fie păcat. Domnul director de la ambulanță a venit de la Bacău ca să ne... N-avem noi destul de logistică ca să rezolvăm problema. Proiect numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Centrului Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești la unei parte situată în municipiul Onești, strada Urmație numărul 22. Inițiator Nicolae Ignațiu, primar. Aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc. Având în vedere solicitarea înaintată de către Centrul Școlar de Educație, când terminați, îmi spuneți și voi. Având în vedere solicitarea înaintată de către Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești cu numărul 1120 din 09/10/2017 înregistrată la UAT Onești sub numărul 49.286 din 09/10/2017, prin care solicită acordarea prin contract de comodat a 3 săli de clasă în imobilul menționat pentru o durată de 2 ani. În vederea desfășurării procesului instructiv educativ cu elevii cu CES, cu domiciliul în Onești, în urma analizei efectuate pentru rezolvarea mult favorabilă acestei solicitări, s-a constatat că municipiul Onești dispune de un spațiu aflat în strada în strada 8 martie numărul 22, de pentru care propun prezentul proiect de hotărâre spre aprobare Consiliului Local.
compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 36, alineatul 2, litera D și articolul 36, alineatul 6, litera A, punctul 1 din legea 205/2001 administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare în exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condiții legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația. De asemenea, privind articolul, potrivit articolul 112 din legea 1 din 2011, legea Educației Naționale, unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri din proprietatea publică. Ținând cont de solicitarea înaintată de Consiliul, la Consiliul Local Onești de către Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, în care se solicită acordarea prin contract de comodată a 3 săli de clase în imobilul menționat mai sus pentru o perioadă de 2 ani, în vederea desfășurării procesului instructiv educativ a elevilor cu dizabilități din zona Onești, în urma analizei efectuate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma menționată. Mulțumesc. Raportul Comisiei. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Poftiți, domnule. Vreau să fac o clarificare ca să fie pe înțelesul tuturor. Școala Generală Ștefan cel Mare pune la dispoziție, ați și votat grădinița, iar o parte din această grădiniță, cele trei săli, le dăm pentru a fi folosite pentru copiii cu nevoi speciale acestui centru de la Comănești, care mai iau, chiar lângă Maria Magdalena, construită pe niște bani, construită pe niște finanțări din afara țării, un centru ce are ca și scop îngrijirea copiilor cu astfel de probleme. Avantajul ar fi acela, clădirea va fi folosită implicit și întreținută și nu vom avea noi ca și instituție un efort bugetar în acest sens. De asta cred că este un lucru binevenit, pe de o parte că ajutăm și acei copii și ne degrevăm noi de niște cheltuieli. Vă mulțumesc! Alte discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei numărul 5, listă inventară a componentelor sistemului de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești, la hotărârea Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea sumei de oportunitate, a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către SCRA-JSA, aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare, a listei bunurilor aferente, a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a creditelor de sarcini ale serviciului. Inițiator Nicolae Ignatiu, primar. Aveți cuvântul, domnule primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin acest proiect de hotărâre propun completarea anexei numărul 5 și respectiva listei inventară a componentelor sistemului de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești, la hotărârea Consiliului Local numărul 77 pe 2017, cu suprafețe de teren ce sunt evidențiate în anexă, pe care se vor monta containere ce conțin stațiile de hidrofoare, stații ce sunt necesare pentru buna desfășurare a activității serviciului public de apă și canalizare din municipiul Onești. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Aducerea pierderilor de apă din localitate se cerea în Reisani cu țelea să se evacueze proiectul cu optimizarea funcționării sistemului de alimentare cu apă pe zone de presiune în localitatea Comănești. Pentru acest lucru, se cerea în Reisani a solicitat prin adresa numărul 47832-10-2007 și pe identificarea unor suprafețe de formă de 16 metri pătrați pentru care să amplaseze containerele ce conțin stații pe hidrofoare. Din acest motiv s-au identificat în apropierea blocurilor în apă sau în zona centrului de oraș și a blocului de clădire în apă, suprafețe de teren necesară la plasarea acestui portare. Suprafețele identificate sunt sau forma anexă. 11 suprafețe cu 16 metri pătrați, așa care propunesc cu care vreau să fie completată lista de inventar. A fost hotărâtă să facă numai 77. O să vă aducem vitamine la următoarea ședință, doamna. Rugăți. Doar
sau nu știu ce. Vă mai punem un microfon acolo. Să știți că se aude spre deloc în sală și nu cred că este în ordine, dar vă mulțumim pentru efort. Raportul comisiei. Raportul comisiei este favorabil. Favorabil și comisia favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul președinte, și aici este o modificare a anexei, forma finală a anexei este cea pe care o aveți și care ați primit înainte de ședință. În sensul că au fost atașate eliminate câteva obiective, în sensul de a fi verificate ulterior. Poftiți, domnule primar. Dar era bine să și spuneți de ce facem aceste modificări, că iar o să fie cineva criticul dumneavoastră, o să spuneți că faceți modificări din mers. Domnul Obritescu lipsește de câteva zile din motive de sănătate și nefiind dânsul să clarifice anumite probleme vis-a-vis de astea, suntem nevoiți să luăm în discuție astfel de abordare. Dar intervenția mea este, am dorit să intervin în a clarifica anumite aspecte. Acest proiect l-am inițiat pentru că aceste stații de pompoare se montează din motive tehnice. Pierderele de apă din sistem sunt direct proporționale și cu presiunea apei în instalații. Ce doresc cei de la Raja este un lucru simplu, și anume să se reducă presiunea pe instalații, dar ca apa să ajungă la ultimele etaje, la imobile cu regime de înălțime foarte mare, trebuie montate aceste stații, care practic cresc presiunea local, doar pe acel imobil. Astfel se reduce presiunea, cum sunt undeva 7 bari, înțeleg, în rețea, se reduce undeva 2 bari jumătate, implicit vor avea și vom avea mai puține pierderi și cred că este o soluție tehnică bine de agreat, să nu spun altfel. Vă mulțumesc. Poftiți, doamna consilier. Da, doresc să fac precizarea că nu am nimic împotriva Raja sau oricum s-ar chema firma care distribuie apă în oraș. Rezerva mea a fost, așa cum am formulat-o și în momentul în care s-a pus în discuție, vis-a-vis de modul în care s-a atribuit prin atribuire directă acest serviciu. Am văzut astăzi că există și un punct de vedere al Oficiului Concurenței pe care mi-l asum. Eu cred că în continuare la licitație ar fi putut câștiga Raja dacă s-ar fi vrut, dar poate cu alt preț, că este subiect închis. O să mă refer la proiectul de hotărâre care îl supunem astăzi, îl supuneți astăzi aprobării și o să pornesc de la proiectul de hotărâre care urmează a fi modificat și anume proiectul de hotărâre hotărârea 577 pe 2017. Aveți aici la articolul 8 aliniatul 1, spuneți așa: se aprobă lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Onești din sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, care vor fi concesionate. Și precizați că vor fi puse la dispoziție. De asemenea, la articolul 9, se aprobă modelul protocolului privind predarea, primirea bunurilor concesionate, necesare realizării serviciului delegat prin sistemul de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Onești. Mă întreb, ori hotărârea este greșită și spunem că se atribuie cu titlu gratuit, ori se face concesiune. Da. Pentru că aici spune concesiune care înseamnă cu totul altceva. O redevență presupune o procedură de achiziție publică și înseamnă tot. Redevența presupune concesiune și presupune achiziție publică. Consider că ar trebui să se facă distinție între 4.000 unedii care a intrat în proprietatea municipiului Onești, patrimoniu general, și ceea ce este neapărat imperios necesar pentru că această societate să furnizeze serviciul de alimentare cu apă. Nu cred că toate bunurile care au fost în proprietatea lui Onedilului toate sunt necesare cu titlu gratuit, atenție, acestui operator. Să ne înțelegem, este o firmă în care municipiul Onești nu este acționar, în care nu este locală de conducere, care ia niște bani de la Oneștești. Eu cred că ar putea, măcar pe spațiu care îl folosește ca sediu, cred că ar putea să plătească o redevență, pentru că nu se spune nicăieri, nu este nici concesiunea, nici redevență, nici nimic. Deci, chiar toate trebuie să le pune la dispoziție cu titlu gratuit. Cred că sunteți într-o confuzie. Și am să vă explic de ce. Noțiunea de concesiune este cea stabilită de legile speciale 51/2006 a autorităților publice și 241/2006 a APEI. Terenurile pe care se vor da alături de celelalte bunuri
sub formă de concesiune, pentru care Raja va plăti concesiuni, va plăti redevență. Valoarea tuturor bunurilor va plăti o sumă, nu mai știu exact ce e, proporțional cu valoarea tuturor bunurilor. Plătesc. Și plătesc redevența. Cum a fost stabilită această redevență și cine a stabilit-o? Dumneavoastră în Consiliul Local, prin aderare la ADI Constanța. Prin aderare la ADI Constanța. S-a scris undeva despre asta? Care este valoarea redevenței care plătește Raja? Există care de stat, cine există în contractul de legare de stil. Deci, știți-o cu atenție că l-aveți pe mine și o să vedeți. Deci, nu facem altceva. Deci, nu este o atribuire directă. Sau, mă rog, din propriu spus, o atribuire directă, este o delegare de gestiune directă în condițiile legii și, după cum ați putut observa cu toții, chiar din adresa Consiliului Concurenței, deși existau investigații la nivelul Consiliului Concurenței, au renunțat și au considerat că municipiul Onești și Consiliul Local a procedat perfect legal în atribuirea contractului de delegare a gestiunii către Raja Constanța. Vă întreb, care este chiria sau redevența care se plătește pentru spațiul care este segurajul? Repet ceea ce am spus în întrebare. Toate bunurile care au fost date în exploatare în concesiune, în funcție de valoarea acestora, cei de la Raja plătesc redevență. Inclusiv sediul Raja, care este evaluat la o anumită valoare, inclusiv cu stația de cuciuri, inclusiv stația Jevren, inclusiv cu toate conductele, inclusiv cu supravezele de teren pe care noi le dăm, denotă o valoare. Valoare contabilă, valoare evaluată din 3 în 3 ani, cum spune legea. La acea sumă totală, Raja plătește o redevență. Îmi scapă acum 1, 2, 3% undeva pe aici. O să mă uit în contractul de delegare a gestiunii, nu mai rețin exact, care este suma. Pentru care Raja nu plătește o redevență. Poftiți, domnule primar? Mai aveți vreo întrebare? Trebuie să vă răspund și eu. Da, vă rog. Constat cu foarte mare admirație că vă pasă de ceea ce face Raja în municipiul Onești și nu este rău lucru acesta. Ceea ce este trist este că dumneavoastră sunteți singurul consilier local care într-un moment foarte important pentru comunitatea noastră a lipsit cu desăvârșire la luarea unei decizii și la asumarea unor responsabilități. Și acel moment este cel din decembrie când noi, toți cei prezenți aici, ne-am deplasat la Bacău, la Craps, pentru a rezolva o problemă a oneștenilor. Dar vă înțeleg și de ce n-ați făcut lucrul ăsta. Pentru că dumneavoastră locuiți mai puțin în Onești și vă pasă mai mult de Heregiu. Și nici asta nu e un lucru rău până la urma urmei, că asta e, vă înțeleg, omenește. Dar nu cred că este cazul să dați și să faceți dumneavoastră aprecieri vis-a-vis de un serviciu, pentru că n-ați făcut niciun efort, atenție ce spun în acest sens. N-ați fost nici în momentul decembrie și nu ați făcut niciun efort nici când am să zic, delegat acest serviciu către Raja. Ne-am asumat tot eu împreună cu acești consilieri locali cărora le mulțumesc acest serviciu către Raja. La diverse o să vorbesc pe îndelete și despre punctul de vedere al Consiliului Concurenței vis-a-vis de această delegare, care este una legală, atenție, și spuneți că Raja ia bani de la Oneșteni. Cum adică ia bani de la Oneșteni? Nu. Raja prestează un serviciu pentru care trebuie fiecare beneficiar să achite. Să-și plătească serviciu. Sigur. Asta nu înseamnă că ia niște bani. Niște bani eventual iau președinții de asociații mai mult decât ar trebui. S-a făcut o comunicare foarte clară că prețul la apă este 8,78 pe metru cub apă plus canal și se facturează sau cel puțin unii președinți de asociații percep și câte 13 lei, 14 lei pe metru cub de apă plus canal. Nu știu de acolo dacă e în regulă, dar vom verifica atât cât avem competențe și acest lucru. Așadar, vă rog frumos să fiți puțin mai atentă la când emiteți puncte de vedere vis-a-vis de acest subiect, mai ales că nu ați participat deloc la el. Da, domnul primar, să știți că mi-asum ceea ce am făcut și tocmai din acest motiv vreau să spun că nu doresc să asum aspecte care, din punctul meu de vedere, sunt îndoielnice și lasă de dorit. În continuare, consider că dacă s-a fi făcut licitație, nu era prețul de 8,78 cât sau cât este, cât îl are Constanța și nu s-ar fi servit niște documentații pe care municipiul nu să le aprobe, că Oneștiul este departe de nivelul de trai al municipiului Constanța. În continuare, cred că este mult prea mult cât se plătește pe canal 3 lei și ceva, aproape 4, cât este apa. Despre aceste aspecte doresc să vorbesc.
repet, nu pun la îndoială capacitatea profesională a operatorului pe care, întâmplător, l-am cunoscut sau într-o anumită conjunctură, știu despre ce este vorba. Discut despre aspecte legale care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să decurgă în altfel. Nu cred că acest lucru ar trebui să deranjeze. Și atât timp cât opinia mea este alta decât cea pe care dumneavoastră o propuneți consilierilor și ei și o asumă, nu puteți să vă condamnați pentru asta. Domnule, eu nu vă condamn de absolut nimic decât pe un singur argument. Și vă să și argumentez. Dumneavoastră sunteți total nepregătită. Și vă demonstrez și cum. Pe acest subiect, în primul rând, Raja nu putea să vină la o licitație publică cu un preț diferit față de prețul pe care îl au în toată area de acoperire. Dumneavoastră vorbiți de Constanța. Iar încă o dată greșit. Dar m-am obișnuit să greșesc, nu e o problemă, nu trebuie să fiți pregătită și pentru administrația publică locală din municipiul Ionești. Ați fost pentru Helegiu cât ați fost pregătit. Și anume, Raja, în toate cele 6-8 județe unde își desfășoară activitatea, au un preț unic de prestarea serviciului, și anume 8,78. Nu la Constanța 8,78, pe la Slobozia 5 lei, pe la Unești vreo 9 lei. Este același preț pe toată area de acoperire. 1. Rețineți că vă ajută în viață informațiile astea. Puteți să și notați. Referitor la ce spuneți dumneavoastră, că redevență, acolo spune foarte clar legea. În primul rând s-a făcut o evaluare a întregii infrastructuri de apă și canal municipiul Onești, care a stat la baza actului de delegare a serviciului, o evaluare făcută de către un evaluator anerevar, și nu putem comenta noi că evaluarea sau să ne exprimăm, eu știu, puncte de vedere vis-a-vis de această evaluare. Sau dacă aveți puncte de vedere, puteți să în instanță să mergeți. Să venim aici să facem politică de proastă calitate, ca apa e cum e. Era mai bine când aveam 3 ore de apă dimineața și 3 ore de apă după amiaza? Nu, domnul primar, nu era mai bine și am recunoscut acest lucru. Recunoașteți, ce vă rog, înainte să veniți în fața noastră să ne spuneți tot felul de bază, acum studiați problema. Atât, vă rog că ne pierdem timpul cu dumneavoastră. Dar nu știu la ce vă referiți dumneavoastră când spuneți baza colii. Ce v-a spus real? De ce nu s-a făcut licitație? Deci, practic, s-a atribuit direct pentru că Raja nu putea veni cu alt preț. Și atunci, dacă Raja nu putea veni cu alt preț, hai să-i dăm direct. El nu poate, că este o tarif unic. Asta spuneți dumneavoastră, nu? Mulțumesc. Este o procedură pe care Consiliul Concurenței și-a eliberat. A emis un punct de vedere care este unul total legal. Dați-mi eu apreciez, iarăși, spiritul civic. Am spus că e bine să ne implicăm, e bine, dar refuz să mai iau parte la aceste discuții care n-au nicio legătură cu proiectul de ordine de zi. Și același sfat îl dau și colegii. Doamna Bădic, să știți că există viață și între ședințele de Consiliul Local. Dar nu lăsați-mă să termin, că nu vreau să vă critic. Doar vreau să vă înțeleg. Sunteți la primul mandat de consilier local și probabil nu sunteți atât de acomodată cu această postură. Există viață și între ședințele de consiliu local. Adică nu trebuie să venim la această ședință și să punem 100.000 de întrebări la chestiuni elementare pe care eu cred că ar trebui să le luați contact cu ele și între ședințe sau cu câteva zile înainte de ședință. Înțeleg. E bine. Publicul trebuie să fie informat. Nu am nimic cu nimeni. Dar nu putem merge în această logică păcupoasă. Facem interogatoriu, parcă sunteți la conferință de presă, pe cuvântul meu de onoare. Parcă nu veniți din Consiliul Local, parcă veniți din domnul primar, dar domnul consilier, dar știți ce am auzit eu nu știu unde? Nu merge așa. V-au trimis câteva sute de oameni, o mie de oameni, să reprezentați interesul, nu dirigenții. V-am mai zis o dată. Am înțeles. Văd că vă predați... Am refuz să mai iau parte la această... Dar nu vă obligă nimeni. Dacă nu ați fost atent, domnul consilier, să știți că discuția mea a fost tocmai pe acest proiect de hotărâre. E vorba de modificarea anexei 5, care presupune predarea, cred că, a punctelor termice către Raja, cu titlu gratuit. De aici am vorbit discuția. A fost atent? Are legătură cu subiectul. Deci nu să faceți discuții de procedura de atribuire, și care s-a întâmplat acum 6 luni, dar eu nu v-am văzut să faceți un amendament. Nu v-am văzut să faceți o opoziție, să expuneți o opinie. Venim acum după jumătate de ani și ne aducem aminte. Stați un pic. Iarna a fost atent. Tocmai am spus că ar trebui făcută o delimitare între bunurile care au aparținut ONV-ului și care servesc cu adevărat operatorului pentru furnizarea serviciului de apă și cele plate bunuri pe care nu le folosesc, dar pe care
le primește cu titlu gratuit. Asta era discuția mea și propunerea mea. Vă rog să fiți mai atenți. Amendament, ca nu înțeleg. Dați-mi, spuneți în concret. Eu n-am văzut niciun amendament la acest proiect de hotărâre. Vorbim steril ca să ne auzim în microfoane și atât. Vreau să văd un amendament. Amendamentul meu este ăsta. Păi... Poftiți, domnule secretar. Vreau să mai lămuresc o singură problemă. Bănesc că v-ați lămurit că nu se dau cu titlu gratuit bunurile către operator. Și, doi, procedura de licitație publică, de fapt, a fost cea pe care am inițiat-o și am început-o noi și executiv. Vreau să vă spun că procedura cea mai simplă și termenul cel mai scurt pentru licitație publică în sistemul public de alimentare cu apă era de un an jumătate. Nu știu dacă municipiul Onești își permitea să rămână un an și jumătate cu apa 3 ore pe zi sau mai departe, în fine, iar atribuirea legală, cea mai simplă și cea mai la îndemână era intrarea într-o asociație de dislocare intercomunitare și atribuirea directă către un operator regional. Din concursul operatorilor regionali și a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, Raja Constanța a prezentat oferta cea mai bună. Da, mulțumesc. Ați mers pe o lege care a fost abrogată de mult prin 2005-2006. Nu știu la ce vă referiți dumneavoastră și, într-adevăr, se poate atribui acest serviciu direct dacă ești acționar, dacă ești acționar și dacă ești un organ de conducere în această societate. Nu este cazul municipiului Onești. Greșit, total greșit. Da, eu... Acum înțeleg și eu de ce unii nu iau anumite examene în viață. Cam... Hai să trecem la mai departe. Poftim, o simplă completare. Campania electorală în 2020. Mai simt în ea? Zăbim? Domnul primar, domnul fost primar, cred că ar fi cazul să nu vă... Deci cred că ar fi bine să nu vă expuneți, ca să nu vă spun să nu vă exprimați. Eu să fiu în locul dumneavoastră, sincer, aș fi plecat din țară. Sunteți paralel cu problemele tale. Mulțumim. Supunem la vreau și eu spun două cuvinte. Domnul consilier. Fiecare consilier poate să, dacă are anumite nedumeriri, nelămpoți, să pune întrebări. Important este ca nivelul, ca raportul sau întrebare, răspuns, să se situeze totuși la un anumit grad de civilizare. Decență. Decență, mai bine spus. Pentru că, eu știu, ne mai înfierbântăm, dar totuși suntem într-o ședință de consiliu local, poate mai greșim, poate nu suntem în ziua cea bună, eu știu, poate am avut o zi grea, poate ne-am certat acasă cu soția, cu soțul, sau... Trebuie să rămână la un anumit... Eu spun, cel care a cam depășit această linie pe care doresc să rămână în Consiliul Local, știu că am cam depășit, dar mi-am dat seama că, totuși, să ne respectăm. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Revenim la proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Bacău în administrarea Consiliului Local Onești. Inițiator Nicolae Ignatiu, primar. Aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc. Având în vedere necesitatea asigurării unui spațiu optim desfășurării activității Serviciului Județean de Ambulanță Bacău, substația Onești, propun prezentul proiect de hotărâre în vederea reabilitării acestui spațiu, deoarece s-a constatat că este necorespunzător prestării acestui serviciu. Pe durata executării lucrărilor, serviciul de ambulanță își va desfășura activitatea într-un alt spațiu, spuneu, pus la dispoziție de către unitatea medicală, în speță Spitalul Municipal Onești. Compartimentul de specialitate. Cu mare primire a presiei conformită de 5.239.08.2017 din partea Direcției de Sănătate Civilă Bacău și a presiei 14.670 din partea Instituției Prefecturii Județului Bacău, prin care ni se solicită luarea tuturor măsurilor necesare în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare ce se impun pentru buna funcționare a serviciului de ambulanță sub stația Onești, au fost efectuate verificări în teren și s-au constatat următoarele. Clădirea care adăpostește garajul ambulanțelor este degradată și nu mai asigură condiții corespunzătoare de sfârșirea de activității specifice, datorită infiltrațiilor prin precipitații care au condus la degradarea finisajelor tavanului și pereților, respectiv la tempierul și lucrărilor acestea. Partea sale este grăpată cu zone desprinse și suprasaturată de ulei, motorină și alte produse chimice care au fost instalația de inclinat, este de asemenea învechită și prezintă rizite pericole de incendiu.
spațiul în care își desfășoară activitatea de desfășurat în stații de ambulanță și la fel nevăzutător, prezentând de asemenea infiltrații contaman și pe care este are suprastructura deteriorată. În prezent, încălzirea spațiului se face cu agente din celul de către centrala spitalului din Bășcală, deci nu există o autorizare separată. Se solicită montarea unei centrale termice proprii care să asigure încălzirea spațiului și respectiv plata directă către furnizori, a cheltuielilor pentru utilități, pe către serviciul de ambulanță. În vederea finanțării și executării lucrărilor de reabilitare necesare, este imperios necesar ca obiectivul să fie în proprietatea și în administrarea municipiului Onești. Pentru a beneficia de serviciile de ambulanță pentru locuitorii municipiului Onești și nu Preotim, într-un interval cât mai scurt, de timp cât mai scurt, cu plecare la apelare de pe raza municipiului Onești, se impune asigurarea unui spațiu corespunzător în loc privare la data prezentă, astfel încât să nu fie anulată autorizația de încălzionare. Iar activitatea se desfășoare fără existența unui mes. Pe durata executării lucrărilor, serviciul de ambulanță trebuie să-și desfășoare activitatea într-un alt spațiu. Predarea primirea bunurilor se va face pe bază de proces de bază, predarea primirea la data respectivă. Vă mulțumesc. Raportul comisiei favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Poftiți, domnule primar. În urma unui control al celor de la Direcției de Sănătate Publică, s-a constatat că substanția de la Onești nu este în cele mai bune condiții și există riscul să nu mai primească autorizații de funcționare în acest sens. Ea, momentan, este dată în administrare Serviciului de Județean de Ambulanță Bacău, care, în mod normal, ar fi trebuit să facă investiții. Ideea e că noi nu putem să riscăm să lăsăm această stație în aceleași condiții, să nu mai primească aviz și să ne trezim că la Onești nu mai avem stație de ambulanță. Dar preluarea aceasta Serviciul Județean de Ambulanță Bacău în administrare iarăși la primărie nu se poate face chiar în orice condiții. Înțeleg că sunt și niște detalii tehnice privind schimbarea, să zic, centrului de comunicații din acea stație cu implicări STS și așa mai departe. Eu propun ca acest proiect să intre în vigoare în momentul în care ambele părți, mă refer aici, Serviciul Județean de Ambulanță Bacău și Spitalul Municipal Onești, cade comun acord și sunt agrează aceea soluție cu relocarea, în momentul în care se schimbă centrul de comandă din acel imobil către altul pus la dispoziție de către Spitalul Municipal Onești. Atunci propun eu să intre în vigoare acest proiect și vă rog frumos, domnule secretar, să faceți modificările ce se impun pentru a clarifica foarte în detaliu aceste amănunte. Urmând ca investițiile de bază pentru acest imobil să se regăsească pe lista de investiții din anul 2018 și discutăm în acest sens la pe bugetul pe 2018. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, da, proiectul de hotărâre se va modifica după discuțiile avute și cu reprezentanții de la Serviciul de Ambulanță, așa cum a zis și domnul primar. Articolul 5 devine articolul 6, articolul 5 va avea următoarea formă. Prezentul proiect de hotărâre intră în vigoare după relocarea sediului de comun acord de Spitalul Municipal Onești și Serviciul de Județean de Ambulanță Bacău în condițiile îndeplinirii cerințelor de avizare. Deci, urmează ca în perioada următoare Spitalul Municipal împreună cu Serviciul de Ambulanță să găsească un nou sediu, o nouă relocare. În măsura în care nu vor găsi, proiectul de hotărâre nu va intra în vigoare, nu vom putea face lucrările necesare de reabilitare. Dar trebuie să ne facem tot toată odată? Mă întreb. Ca să nu facem proiectul sub o condiție suspensivă. În momentul în care avem clarificate opțiunile celor două părți, permiteți-mi să critic că comunicarea înțeleg că n-a existat între părți. Da? Să votăm absolut predare, preluare și așa mai departe. Adică așa vom eu, ca să știm. Dar nu cred eu că se rezolvă chiar atât de repede, dacă atâtea instituții trebuie să-și dea ok-ul. Dacă te-am auzit, instituții din astea cu trei litere. Este o propunere.
dacă considerați că produce efect din modalitatea în care o ziceți dumneavoastră, deși mi se pare foarte lambicat, facem așa. Produce efect, dar asta însemna că să venim să preluăm spațiul de la migrație și apoi să-i dăm alt spațiu din cadrul spitalului. Adică și relocarea asta implică o nouă hotărâre de consiliu. Absolut. Absolut. Asta e ideea. Deci am trei chestiuni de făcut. De preluare a spațiului care s-a aflat în administrarea ambulanței, de preluare din administrarea spitalului a noii locații și de dare din nou în administrare. Către anulată. Adică trei chestiuni, de asta vă zic, că va fi greu de făcut așa sub condiții suspensive. Dacă nu asta apreciați că e legal, e ok. Legal este, cât de oportun este. Da, păi, facem ceva ca de hotărâre este, implică o urgență, este, trebuie să... Părerea mea că nu. Părerea dumneavoastră, implică o urgență de a... în măsura în care cei de la Direcția de Sănătate Public spun nouă, serviciul județean de ambulanță, nu vă mai dăm aviz să mai funcționați. Ei, atunci când o să rămână spitalul fără substația de la Unești de Ambulanță, o să unde se? Stați să facem ședință, să ne întâlnim noi și să vedem. Cum vreți, n-am... Mai este și un aspect. Odată cu aprobarea acestei hotărâri, serviciul de specialitate va demara procedura de licitație publică pentru stabilirea lucrărilor ce trebuie să efectuate acolo. În lipsa unei astfel de hotărâri... Dacă are hotărârea asta, poți dea drumul? Da. Păi poți să dea drumul? Hai, dar noi nu avem cum să demarăm dacă nu-i spațiul nostru. În primul rând nu putem să facem nici proiect. Atunci hai să votăm în forma asta și dacă o trebuie să putem amendamente. Hai să asta modificată, ca efectul să intre în vigoare, să-și producă efectele în momentul când se va găsi acel spațiu. Puteți da drumul la achiziție. Trebuie să nu dureze. Poftiți, domnul. Da, și eu sunt de părere că trebuie să pun la vot, pentru că spațiul, eu cred că spațiul actual nu este dispozitivul actual, nu cred că va fi mutat, pentru că nu poate să spitalul, așa cum a spus DSP-ul, nu poate pune la dispoziție în zonă de spital nu administrativ un spațiu care să beneficieze toate condițiile care le implică o astfel de comunicare. Probabil că va trebui rămas tot acolo pe timpul construcției, că nu se facă intervenția asupra zonei respective, iar spațiul care îl pune la dispoziție să fie o zonă care trebuie acceptat și de DSP și de organele sale. Ok. Da. Dar proiectul trebuie aprobat, că altfel, dacă nu se prinde bugetul pe anul viitor... Dar nu mai e bugetul, trebuie să dea mai așa. Da. Okay. Supunem la vot proiectul în forma modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 15, diverse. Care cineva cu problemă? Poftiți, doamnă, domnul Pampier. Și vreau de la dreapta. Cine este? Doamna Vladic. Doamna are prioritate. Poftiți, doamna Vladic. Vă zic câteva întrebări scurte, domnul secretar. Cum dat legea 165? Știu că s-a dat o informare de la prefectură cu o comisie care urmează să sancționeze administrațiile care nu pun în aplicare hotărârile definitive pe legea 165. Câte dosare aveți și dacă ne paște o situație de genul ăsta? Da, e posibil să ne paște. Suntem la soluționarea dosarelor și respingerea dosarelor care n-au definit condițiile de retrocedare, dar pentru celelalte, undeva la 150 de dosare, urmează să fim de vreo de una de zile, să mai știu, într-un soi de licitație sau să stabilim, să facem cadastrarea sau cartografierea, pentru că știu că o trebuie retrocedarea să face numai de baza cartografiei. Și acolo nu știu dacă vom reuși să facem cartografia și evaluarea dosarelor până să-și plan. Da, deci bine de prevăzut în buget, dacă presupuneți că vor fi sancțiuni. Nu știu, așa cum spunea domnul primar, eu am venit mai târziu în Onești, mai de la țară. Dacă există un regulament de urbanism aprobat și dacă este și dacă se aplică și dacă funcționează, pentru că vă constat și probabil și dumneavoastră ați constatat că se tot face termosistem, bine, iarna oamenii și este dreptul lor să-și termoizoleze pereții,
dar fiecare își colorează peretele din dreptul proprietății, din dreptul apartamentului, în toate culorile. Nu cred că este normal. Există un astfel de regulament și am văzut multe din la asta, sau nu știu, domnul, dacă există, cred că ar trebui aplicat, dacă nu ar trebui făcut. Și dacă îmi permiteți ca să închei, că poate vă plictisesc, ce se întâmplă cu celelalte două proiecte pe PNDL? Dacă se face, știu că la vot felicitări, domnul primar, vedeți că eu sunt obiectivă, ați încheiat contractul, deși acum trebuia să mai stați un pic pe de deauna acolo la transportul și făceam tot un proiect. În fine, deci dacă celelalte proiecte pe PNDL sunt gata și dacă vor fi depuse, dacă urmează o extraordinară sau altă evaluare, că s-au modificat. Trebuie să vă și răspund în același ton. Nu știu ce e domnul Stroie. Referitor la cele două proiecte, în primul rând, haideți vorbim despre podul de peste Râul Tortu și de PN11. Vrem, nu vrem, aici mă laud pe mine, îi laud pe cei care au muncit alături de mine în acest proiect. Este primul proiect semnat pe PNDL din județul Bacău. Asta înseamnă ceva. Dacă acum, dacă la vizita ministrului Cuc la Onești nu aveam decât o expertiză la acest pod, iată că pe data de 17, luna curentă, am semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării pe acest proiect, primul contract din județ. Și cred că e un lucru bun. Aici trebuie să-i felicit pe colegii mei și să le urez succes într-o perioadă foarte complicată care urmează, și anume organizarea licitației publice pentru desemnarea, să zic, câștigătorului, atât pentru proiectare, cât și pentru execuție lucrări. 2. Celelalte două proiecte, grădinița 12-14, documentația pentru grădinița 14 e pe final. Vreau să vă spun că avizele durează extraordinar de mult. Personal am fost la Bacău, cred că de multe ori și foarte multe telefoane am dat pentru aviz vis-a-vis de poliția rutieră, mediu și apă la pod. Și aici, la grădinița, aveam ceva probleme. Dar trebuie să dau și o veste proastă, că așa în viață, nu avem numai vești bune. Nu cred că se va mai califica grădinița numărul 12, chiar de cea de lângă spital, cu toate că ea există pe lista ministerului, și vă spun și de ce. Cu mulți ani în urmă, acolo un spațiu s-a vândut către un medic și și-a deschis un cabinet medical în cadrul grădiniței. Aceste situații nu sunt agreate pentru finanțare pe PNDL. În cadrul unui imobil, dacă ai un cabinet medical, deci nu ai proprietatea întregului spațiu și noi nu avem, s-ar putea să fie o problemă acolo și trebuie să vă spun acest lucru. Podul de peste Râul Tortu și semnat, m-am dat drumul la procedura de achiziție publică, facem creditul de sarcini și vedem într-un scenariu pozitiv, la vară putem începe lucrările, dacă nu cumva, ferească Dumnezeu, se poate întâmpla ce s-a întâmplat și la alte licitații publice. Cine știe, administrație și imaginează. Cam așa stăm pe PNDL. Nu vă spun faptul că noi și marți am fost la București, tocmai pentru a discuta problema drumului de, să zic, ale ajutului, cei 4,2-3 km cât sunt. Încercăm să-i prindem pe PNDL. Înțeleg că în perioada anul viitor, în primăvară, este posibil să suplimenteze listele cu lucrări pe PNDL, să vedem ce succes avem acolo, pentru că foarte multe primării au depus, doar să zic, intenții de finanțare pe PNDL și nu vor obține finanțare, că nu sunt stare să facă proiectele până la data limită când trebuie să le depună, și se apropie acum și până la sfârșitul anului, undeva luna. Eu zic luna noiembrie, da. Bine, sfârșit de octombrie, ce până de mâine. S-ar putea să avem șansă, dar nu suntem siguri. În momentul când ne apucăm de proiectare la calea ajutului, dacă nu vom obține finanțare pe PNDL, vom face din buget propriu sau din credit. Îmi propun ca în acest mandat de primar să finalizez alături de dumneavoastră această lucrare. Vreau să vă mai solicit două rugăminți la dumneavoastră, Consiliul Local. Am primit o solicitare de la Consiliul de Administrație de la APA Municipal, care nu mai există. Au avut și un mandat, le-a încetat mandatul. Vreau să vă spun că
situația acolo trebuie clarificată și acest lucru nu mai poate face decât AGA și ulterior Consiliul Local. Vă rog, domnilor consilieri, să convocați o ședință AGA la AGA Municipal, să studiați foarte bine. Eu am adresele de la Consiliul de Administrație încă din luna iulie. Dacă nu le aveți, rog aparatul de specialitate a Consiliului Local să pună toate aceste documente la dispoziție, pentru că este o situație acolo oarecum complicată. De ce? Nu mai avem Consiliul de Administrație și este foarte bine că nu mai avem, nu cheltuim bani în sensul ăsta, dar nu-și mai are rostul existența acestei societăți comerciale. Problema APE s-a rezolvat. Haideți să facem ceea ce trebuie, adică dezvolvarea sau ce formă juridică găsiți pentru nu mai avea această societate și nu mai avea cheltuieli tăiate de o parte, dar vedeți că și raportul cu ții de conturi vine și trebuie să armonizăm oarecum cerințele sau aspectele prevăzute în raportul cu ții de conturi cu intenția noastră de a reduce, să zic, stopa cheltuieli de acolo. Și în acest sens, vă rog frumos să convocați de urgență o ședință AGA Municipal pentru a clarifica odată și definitiv această problemă. Numărul 2. O adresă de la Consiliul Concurenței venită chiar astăzi spune foarte clar că Consiliul Concurenței cu luna în 2016 a demarat o anchetă privind delegarea acestui serviciu de apă, adică preluarea de fapt de la Apă Canal și ulterior și delegarea către Raja Constanța. Punctul 12 din această, cum să-i spun eu, din acest ordin al președintelui Consiliului Concurenței spune foarte clar că, în consecință, în data de 25 ianuarie 2017, plenul Consiliului Concurenței a aprobat raportul de investigație, atenție, prin care a fost formulată propunerea de închidere a investigației. Întrucât s-a constatat că, prin luarea măsurii administrative de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare din municipiul Onești, operatorul regional Raja S.A. Constanța, către operator, comportamentul autorității administrative publice locale a municipiului Onești, care a stat la baza emiterii ordinului numărul 595/08/2016 a președintelui Consiliului Concurenței, respectiv inacțiunea acestora, noi eram într-o inacțiune când îl delegam, serviciul ăsta înțeleg, în sensul nepunerii în aplicare prevederilor legale în domeniul privind procedurile de încredințare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a încetat, nefiind necesară impunerea de măsuri în scopul restabilirii mediului concurențial prin decizia al Consiliului Concurenței. Eu zic că e o luptă câștigată și tot acest demers și această investigație putem să o punem sau nu și pe seama unor cetățeni care au contribuit din plin pentru a nu a realiza acest transfer și pentru a nu delega acest serviciu și pentru a ca uneștenii să aibă același tratament pe care l-au avut în ultimii aproximativ 20 de ani, și anume 3 ore de apă dimineața, 3 ore seara. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat de această problemă și iată, Consiliul Concurenței ne dă dreptate și țin să le mulțumesc pe această cale. Ne-am făcut cu toții treaba, zic eu, legal și foarte bine. Ceea ce vreau să rog Consiliul Local și mai ales pe domnul Sergentu, pe domnul Iene, pe domnul Panfil și toți cei care pot concura la rezolvarea acestei probleme, este să finalizăm odată pentru totdeauna regulamentul privind circulația rutieră pe drumurile publice ce aparțin municipiului Onești și nu numai de circulație vorba, și despre parcări pe domeniul public, pe spațiile verzi, să clarificăm aceste aspecte, pentru că am dat o dispoziție colegilor din aparatul de specialitate a primăriei, prin care la 1 ianuarie 2018 să avem în funcțiune poliția locală. Și ca să putem să ne facem treaba, trebuie să și avem regulamentul, să-l aprobăm, astfel încât să pot, atenție, să pot da o decizie ca poliția locală să poată administra în condițiile legii și a regulamentului modul cum se cetă și cum se parchează, modul cum se mai administrează vânzările de autoturisme și așa mai departe. Tirurile parchează pe Mihai Bravo,
într-o zonă care creează clar un disconfort locuitorilor zonelor respective și nu numai, și participațiilor la trafic. Vă rog frumos, ca în timp de o lună de zile, până la următoarea ședință ordinară, împreună cu aparatul de specialitate, să eliberăm un regulament în acest sens. Și îmi pare rău că nu am la mine acum, a venit o adresă de la Societatea Domeniului Public și Privat, care trage un semnal de alarmă, și anume că adăpostul de câini, cel situat în vecinătatea oborului săptămânal, a ajuns la capacitate maximă de găzduire a câinilor fără stăpân, și la propunerea, recomandarea medicului veterinar angajat în cadrul Societății Domeniului Public și Privat, vin cu solicitarea de a nominaliza o persoană care să aplice legea de administrare a acestui adăpost pentru de câini fără stăpân, în sensul în care găzduirea să se facă de manieră încât, dacă nu sunt câinii de acolo, în primul rând cei cu bolnavi, să poată fi eutanasiați, care pun în pericol și sănătatea celorlalți câini pe de o parte, și deși și solicit să dăm puternicire unei persoane de acolo, astfel încât și atunci când se depășește, să zic, capacitatea de găzduire, să aibă această puternicire pentru eutanasie. Aici, bineînțeles că trebuie luată o decizie foarte echilibrată. Pe de o parte sunt locuitorii municipiului Ionești care spun că numărul câinilor fără stăpân în municipiul Ionești a crescut foarte mult. Și vedeți că toți cei din împrejurim, dar nu de la Helegiu, cei de pe la Cașin, de pe la Gura Văi, aduc câini, când vin pe la obor, mai basculează și câte 20-30 de câini pe la Onești, pe de o parte. Și pe de cealaltă parte se află iubitorii de animale care iubesc animalele, dar le iubesc de la distanță. În sensul în care foarte puțin își asumă să găzduiască în propria casă aceste suflete dragi, lor și nu numai lor, și noi iubim câine, dar cine iubește câine este bine să și-l țină acasă și să nu îl hrănească pe stradă și așa mai departe. Vreau să ușor să fac public această informare și în mediul online, pentru că trebuie luată o decizie și decizia trebuie luată, să zic, cumpătat, având în vedere cele două, să zic, balanța aceasta, iubitor de animale pe de o parte și siguranța cetățenilor pe de altă parte. Vă mulțumesc foarte mult! Promit că nu mai fac nicio concesie. E a doua oară când mă scriu, primul la cuvânt și vorbesc ultimul. Da, e bine așa că... E bine așa că era doamna Pașcul iarăși înaintea mea. Așa fac avocații, domnule Pampel. E bine că a luat cuvântul după domnul primar, că am și două chestii de lămurit cu... Prima ar fi cu apă municipală. Eu astăzi am luat la cunoștință de această adresă. Părerea mea este următoarea. Înțeleg că nu mai există Consiliul de Administrație, dar pe de altă parte copilul cu mai multe moașe rămâne bucurit cu nedăiat. Adică, domnilor consilieri, vă rog să ne ocupăm. Nu. E bine ca cineva din aparatul postului apă municipală să facă acest convocator, mergem pe legea 31, să faci acel tabel de convocare, dar trebuie minim o treime din AGA și să mergem, adică să dăm un responsabil, că așa dacă lăsăm noi, o să ne ocupăm noi, nu. Secretariatul de acolo să facă acest apel și să convocăm această ședință cu ordinea de zi. Punct. Regulamentul privind poliția locală, domnul primar, este aproape gata. Nu mai durează o lună. Mai sunt câteva chestiuni de finisat, ca să zic așa. În schimb, el va trebui pus pe transparență decizională și va trebui să aștepte măcar 30 de zile pe această procedură. Probabil că săptămâna asta, până la sfârșit, o să aveți în față varianta finală. O să mă consult și cu colegii mei. Și nu cred că în noiembrie va putea intra pe ordinea de zi, dar probabil că în decembrie... Regulamentul de parcări, ridicări, etc. Da, cu camioane și așa mai departe. Tot ce țin. Și acum ajung și la problema mea la final, pe care am încercat în nenumărate rânduri să o rezolv, nu neapărat în ședință de vreme, este vorba de circulația de la podul de la mapă. Când spun noi, spun acolo locuiesc.
cei care locuim în cartierul Mare avem o problemă foarte serioasă, care trenează de câțiva ani. În sensul că toți copiii din acest cartier trebuie să treacă strada către școală pe la podul de la Mal, respectiv școala generală numărul 1 și școala generală numărul 5, puntea de la piață. Odată cu modificarea circulației, în sensul că s-a făcut un sens unic acolo, știm cu toții că nu există 2-3 zile să treacă fără să întâmple un accident. Dar se întâmplă accidente destul de năstrușnice, cu victime chiar. Am solicitat Comisiei de Circulație să ia în discuție această problemă și eventualitatea și posibilitatea montării unui semafor la podul de la Școala Generală numărul 1, eventual la Pugge. Înțeleg că nu este o soluție chiar în regulă. Rugămintea mea este să găsim totuși o soluție. Pentru că dacă nu-i bună soluția asta, trebuie să punem ceva în loc. Acum vreo două zile, vă spun sincer, eram chiar în intersecție acolo, un camion s-a sucit efectiv un tir din ăla mare, l-a blocat toată intersecția și s-a sucit pe unul. Acolo trec toți copiii din cartierul Mal. Nu trebuie să se întâmple ceva rău ca să luăm o măsură. Domnul Pavlin, dar cine a hotărât că nu este o soluție? Mă rog, eu... Doamna, a spus mai devreme, da. Comisia a spus că nu este consiliul local. Da. De fapt, haideți să... Nu știu dacă ați terminat. Aproximativ. Ideea era că trebuie să găsim o soluție și fac apel la toți cei care sunt implicați în această comisie, pentru că e vorba de mulți copii. Și vine iarna și acolo, să vedeți cum frânează iarna. Tirurile de trec 20 de metri. Ca să o lămuresc pe doamna consilieră Crăciun, este vorba de o comisie mixtă înființată din reprezentant al Poliției Rutiere a municipiului Unești, reprezentant al Consiliului Local, reprezentant al primării și reprezentant al domeniului public și privat Unește-Stan. S-a întrunit comisia asta recent, cred că numai două săptămâni în urmă, și am fost informat că au luat în discuție și acest aspect. Poliția rutieră nu agrează o astfel de soluție cu semafor. Poliția rutieră, nu aici vorbim, cred că sunt cei mai în măsură să emită o soluție tehnică pentru această problemă. Au venit cu o soluție și anume. Deci e semn ce atenționează asupra vitezei cu care se poate circula în acea zonă, și anume 30 de km pe oră. Dacă nu se respectă această limitare de viteză, cade tot în grija poliției rutiere a municipiului Ionești. Este trecere de pieton și ni s-a făcut recomandarea să mai montăm limitatoare de viteză. Toate recomandările care au fost făcute de către comisie și s-a căzut de acord că trebuie să îndeplinite, am dat dispoziție scrisă către cei care administrează în momentul de față drumurile din municipiul Onești, este vorba despre societatea domeniului public și privat Onești-Sa, să ducă la îndeplinire de îndată toate recomandările făcute de poliția rutieră. Cred că este bine ca la următoarea ședință a comisiei să se reia în discuție această problemă. Și de ce nu să invităm și alți colegi din Consiliul Local pentru a discuta pe acest subiect. Pe 15 ani. Vă mai spun încă ceva ca să închidem cu asta. Eu n-am văzut de 2 ani, 3 ani de când s-a făcut această modificare. De ce? N-am văzut toată orada. S-a pus 20, s-a pus 15, s-a pus 30. Nu n-a întrebat nimeni pe nimeni. Vreodată dacă se respectă. Și trec ăștia, fac concursuri pe acolo. N-au unde să ascund acolo. Dar măcar să stea poliția acolo jumătate de oră, să știi, bă, pe centura asta, dacă nu mergi cu 30 la oră, că știți cum e la Târgu Secuiesc. Toată lumea ce tinește la Târgu Secuiesc, pentru că știi că e radar. Este, nu este, toată lumea merge în cer, la noi nu, la noi e concurs. Dacă îmi permiteți, din păcate, limitatoarele de viteză nu funcționează. Adică nu este... Nu e nicio soluție. Sunt tirurile care nu respectă limitatoarele de viteză, iar cei cu autoturisme mici... Limitatoare de viteză ne referim, cum vorbesc unii prin oraș, cu coașe. Oare sunt limitatoare de viteză în semnul? Adică limitatorul care este făcut special și vă spun un lucru. Un conducător auto pe un tir nu poate să treacă cu viteză peste un astfel de limitator de viteză. Problema apare în alt moment, în defavoarea autorității publice locale, și anume la dezăpezire. La dezăpezire le luăm și le distrugem când vine ce-o fi autobasculantă cu lamă în față,
le distruge, nu sunt deloc ieftine. Și atunci nu există o soluție să facem acele limitatoare de viteză din material asfalt, din beton de asfalt. Dar să vedeți, nu acum cum trebuie să cu camioanele, 80 la oră și tot cartierul să trunce. Da. Poate o pasăreze. Vă rog. Cred eu că trebuie prin Mihai Bravo revenit la circulație inițială. Obligatoriu. Și atunci, se repară Mihai Bravo, trebuie reparat. Bravo. Nu? Exact. Din circulația revine la normal și se câștigă niște lucruri. Odată. Circulația către școala copiilor, circulația a orașului pe zona respectivă nu se mai face pe interior. Copiii sunt protejați. De asemenea, nu se face traversare cu mașinile din zona podului către Biserica Adventistă și iese dincolo. E o nebuneală totală. Dacă cineva a avut acest lucru, l-a făcut, nu știu din ce considerente, dar ea total anormal. Este o variantă pe care e și mai lată șoseaua, care permite să se circule pe două sensuri în mare. Asta e, cred eu, că ar fi cea de rezolvată. Este ultima, dar e pe termen lung. Nu e pe termen lung. Trebuie să reparăm Mihai Bravo. Nu, haideți să vă spun. Pe lista de investiții pe care, trebuie să vorbim și despre investiții pe care o să o propun Consiliului Local pe anul 2018 din buget propriu, sunt cele două mari investiții dacă nu obținem finanțare. Și anume, Calea Judului și Mihai Bravo. Da, e o propunere care nu știu dacă o să o salut acum sau nu, dar este de analizat pentru că mulți locuitori de pe Aicuza doresc această realizare acestei, adică revenirea la circulația pe ambele sensuri, pe când locuitorii din Mihai Bravo nu doresc lucrul ăsta. Acum, știți dumneavoastră, că am luat multe decizii care au fost sănătoase, dar și-au venit în sprijinul, să zic, pe ansamblu al actului administrativ, dar au nemulțumit pe unii. Dacă vom constata că o astfel de măsură crește pe de o parte siguranța copiilor și a celor care tranzitează pietonal Aicuza, o vom face și pe aceasta, chiar dacă vor rămâne supărați cei de pe Mihai Bravo. Dar mai întâi hai să reparăm Mihai Bravo. Părerea mea e să nu țineți cu de chestii. Nu, părerea mea e să reparăm mai întâi Mihai Bravo și apoi putem să discutăm. Până nu reparăm, rămânem la stadiul de discuție. Pentru că suntem singurul oraș care, în loc să ducă circulația mai în exterior, o duce în interior. Da, avem o situație cu blocurile din Dallas. Sunt acolo 4 blocuri. Și șoseaua trece pe lângă ele. Păi, ce fac? Mutăm blocurile. Deci e normal. Da. Ceva mai mult. Dar mulțumesc oricum pentru susținere. Știți că totdeauna v-ați susținut. Poftiți, doamna. Am și două chestii. Prima Nu de doar de... Mi-am chipuit că lumea care cu ceea ce urmează eu să spun. Am fost sesizată de comercianți din zona pieței de problema legată de tonomatele de cafea. Ce se întâmplă cu această situație? Pentru că am înțeles că au primit notificări de la administrația pieței să ridice tonomatele de cafea de pe domeniul public în condițiile în care aceștia au achitat valoarea taxelor pentru pentru aceste aparate. Dacă aveți un răspuns, dați. Da, pe două dumneavoastră le-am dat și greșilor când au venit la audiențe. Nu este vorba numai de piața municipală, ci e vorba de trei municipii, de tot domeniul public al municipiului Onești. Există această decizie pe care am luat-o de mai multe motive. În primul rând, nu s-a plătit niciun fel de taxă pentru ocuparea al domeniului public. Vin și după 2 ani să spună că plătim de aici încolo. Ce s-a întâmplat până acum? Vedem cine suportă tot acest prejudiciu, pe de o parte. Pe de altă parte, ne-am trezit în situația pe care am venit și am menționat, am adus-o la cunoștință Consiliului Local, că apăruse automate de cafea și, să zic, pe trotuarul ce se află în fața magazinelor de la Gheul, fiecare cum vroia, avea magazin de haine, scotea un automat de cafea în față. Avea magazin de pompe funebre, scotea de automat de cafea în față. Avea magazin de ce vreți dumneavoastră, automat de cafea în față, îi creștea vânzarea. Ei, de lucrul acesta nu pot să tolerez, tocmai pentru că nu transforma Oneștiul într-un talcioc mai mare decât a fost până, știți dumneavoastră, în ce moment. Nu putem să scăpăm de sub controlul cu acesta. Cei cu automate de cafea poate să și le pună direct în magazin. Da? Au voie să facă lucrul acesta și le-am recomandat cu drag.
Automatele de cafea până la data de 31 decembrie 2017 vor rămâne conform contractelor acolo. Ulterior acestei date, eu personal, în calitate de primar, nu voi mai semna în acest sens documente pentru automatele de cafea. Vin reclamații foarte multe scrise de la cetățenii municipiului Onești pentru că prezența lor pe domeniul public generează, pe de o parte, o stare de inconfort a celor care locuiesc în preajma lor, se adună foarte multă lume seara, s-au pus și măsuțe pe lângă, stau la cafele, fac gălăgie, lasă mizerie pe lângă. Doi, reclamații scrise de la părinți, precum că în preajma liceelor, consumă, vezi copiii de clasa 7-a, 8-a, 9-a, cu un leu și au cafeaua, fapt ce duce în general la degradarea stării de sănătate. Ei, nu putem fi responsabili și să nu luăm o atitudine în acest sens. Bineînțeles că cei cu aceste automate de cafea vin și spun, dar de ce automatele de cafea și nu și vitrinele frigorifice? N-am văzut niciodată să stea unul să-și desfacă sucul și să-l bea cu încă 20 de prieteni lângă un chioșc. Dar cu aparatele de cafea am văzut lucrul ăsta. Corroborate cele trei, să zic, motive conduc la această decizie pe care, cum spune doamna Bădin, mi-o asum. La urmă aveam câteva legate de poliția locală, dar mi-ați dat răspunsul și cred că de la 1 ianuarie sunt într-o linie... Care e întrebarea cu vreți să vedeți? Am o întrebare legată de poliția locală, dar mi-ați răspuns dinainte și a spus că de la 1 ianuarie sperați să... Nu sperăm, de la 1 ianuarie trebuie să funcționeze poliția locală. Și sunt foarte multe situații pe care... Da, vis-a-vis și de modul cum se face anvelopare, vis-a-vis și de modul cum se parchează, vis-a-vis de modul cum se respectă cum legislația privind mediul și așa mai departe. Eu cred că este binevenită și vom reglementa foarte multe probleme cu poliția locală și aștept cu nerăbdare să votăm regulamentul. Și mai multe chestii minoră, dar trebuie subliniat, care are legătură cu modul în care desfășoară activitatea de PT-ul. Lucrările pe care le face această societate sunt de foarte multe ori de mântuială. Asta o știi ce până acum. Spuneți-mi și mie câteva lucruri. Dau exemplu pe care l-am văzut zilele trecute. Au asfaltat, au plombat blocurile de pe podul din cartier, din cartierul 6 martie, pe la ora 12, iar după masa la ora 6 era sărită toată încărcătura din blocurile respective. Adică o lucrare la care s-a stat o oră și jumătate, care până la finele zilei n-a rezistat. Adică e o chestiune pe care ar trebui să încercăm să o evităm și dacă toți sunt niște oameni care încearcă să facă niște lucruri, atunci să le facă. Să nu fie nevoie să vină peste o săptămână și să le facă lucrările pe care le-au făcut o săptămână înainte. E o chestiune pe care puteți să o verificați și dumneavoastră, e ușor de constatat, că încă mai sunt urme de material asfaltic acolo. Îmi pare bine că lucrurile astea nu se întâmplau când am încercat la domeniul public și privat. Din păcate sau din fericire nu mai sunt. Nu vreau să arunc către dumneavoastră, să spuneți, responsabilitatea aceasta, dar știți ce v-aș ruga? Cum eu fac tot ceea ce îmi stă în putință în calitate de primar în acest sens, aveți și dumneavoastră calitate de membru în acest sens. Nu e suficient doar să transmitem. Vedeți că mai sunt și alte pătii, nu numai să transmitem, dar nu e o reproșie pe care îl fac. Să vorbesc despre calitatea șefilor de secții de la domeniul public și privat din ultimul timp, n-aș vrea să o fac acum, dar o să o fac vis-a-vis de dumneavoastră, că n-am făcut eu angajările acolo în ultimii 5 ani, din păcate, nici n-aveam calitate și nici n-am făcut recomandări în acest sens, dar nici nu vreau să arunc un oroi acum cineva care nu-i prezent în sală. Ca să spun așa. Am și subliniat că sunt probleme pe care... Dacă puteam să avem directori cu... În fine, haideți că... Da. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Mulțumesc. Și eu aș vrea să revin la chestia cu aceste bonomate. A spus domnul primar că toți comercianții, bine, cei care vând, deci produse băuturi nealcoolice sau dulciuri sau ce mai vând ei,
vor avea aviz, aș vrea să vor avea aviz până în decembrie. Să... Așa ați spus. Că cei cu automatele de cafea, da? Au până 31 decembrie contracte și până atunci... Nu, dar unii le-au expirat în septembrie. Sau... La toți am fost de acord să tratăm pe toți în mod egal. Eu vă aduc de la urbanism, da, vă aduc avizul de neacceptare, da, a unui comercian. Da? Căperea a expirat în septembrie și mi s-a mai prelungit pentru domnul. Despre cine este vorba? Ulterior s-au înscris la audiențe publice la domnul primar și tocmai pentru a nu mai exista această pretinsă discriminare, deși luase anterior decizia și ne-a comunicat-o nouă să nu mai dăm, a acceptat, a venit o doamnă de la Nest Cafea, impresia, și a acceptat să... Ideea e domnul Ierer. Nu, mie mi-a venit. Și a fost amenințată. Dacă nu vă găsiți, dacă nu putem discuta serios, dacă discutăm numai în bătaie de joc, sau nu se întâmplă nimic, nu facem nimic. Eu vă spun, nu am la mine, că a venit la protocol, doamna de la protocol, care are în chirie, în care acolo este avizul. Doamna de la protocol are semnat documentul, reactualizați informația. Vă rog frumos. Păi, dar nu i-l-ați comunicat în seamă. Haideți că bătaia de joc am impresia că e de altă parte. Domnul primar, i l-ați comunicat? Da. Dar eu fac comunicări. Nu știu, dar trebuie să știți dacă i s-a comunicat sau nu s-a comunicat. Dânsa seara a fost la mine, a dus să te lasă o sesizare pentru comisia juridică și am spus, domnule, așteaptă, du-te la audiența domnului primar, că nu este posibil ca deci, la un... Până la 31 decembrie, toată lumea este tratat în mod inclusiv la în piață, nu? Am spus toată lumea înseamnă toată lumea. Bun. De la 3 am cerut asta colegilor pentru a nu face o discriminare, pentru că într-adevăr au venit la audiențe agenți comerciali care au spus, domnule, am avut contract până în data X, Y, Z, în funcție de cum și-au depus dânsii cererile. Da? Îmi mențin ceea ce am spus mai devreme, și anume, până la 31 decembrie toată lumea tratată în mod egal din acest punct de vedere, după 31 decembrie stop. Deci vom fi orașul fără autonomat de cafea. Ba da, dar în magazine, în interiorul magazinului. Da, și comune sunt, domnule, la fiecare cost de scadă. Nu suntem comună, să știți. Și numai cafea la vin. Da. Vreau să vă informez că pentru școli se pare că au primit un ordin al ministrului. Dar nu vorbim de cele din școli. Asta că aveau și în școli. Nu, să nu mai fie. Nu mai fie. Și la nimeni că trebuie în școli. Da, și în școli. Nu susține că trebuie în școli. Alte probleme? Declar ședința închisă.